trebuie să vă spun că sunt foarte multe și am să vorbesc repede, 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 să nu înțelegeți nimic și să pare că sunt deștept. Prima întrebare a avut răspunsul acum câteva minute. Biserica Ortodoxă trece printr-o criză spirituală, dacă da, cine sunt vinovații? Ați auzit prin ce criză spirituală trecem? De 2000 de ani cântăm o ce veste minunată și n-am încetat. Să știți că prezența credincioșilor în biserică în ultima vreme a sporit foarte mult. Eu am învățat din primăvară, de când cu cealaltă zbanghială, cu cât vor da mai tare în noi și noi ne vom ține mai smeriți și mai cuminți și mai muncitori, cu atât va crește ratingul bisericii. Vă mulțumesc că existați, pentru că fără credincioși biserica nu există. Ce este smerenia? Cum ne smerim? Păi eu să vă zic, vai de capul. Acum n-am să citesc din mine, că eu sunt cam prost așa la capitolul ăsta smerenie. M-au acuzat ăștia că-s vedetist. Să-i ferească Dumnezeu să devin vendetă, nu vedetă. Eu am citit într-unul dintre textele mari ale Părintelui Nicolae Mladin al Ardealului, Mitropolitul Ardealului, un cuvânt care mi-a plăcut foarte mult și uneori mă scuz cu el. Se spune că smerenia nu este cum te raportezi la oameni, ci cum înțelegi locul în care te-a așezat Dumnezeu. Deci să înțelegi locul în care te-a pus Dumnezeu. După ce am răspuns un pic la câteva acțiuni ale celor care voiau scoaterea religiei afară din școală, o doamnă mă face, dar de atunci în continuu, zice, obraz, Nicola, nesimțitul ăla. Adică ei, ca târnă sutiene de Ministerul Învățământului ca să ne spună că vor educație sexuală, sunt duhovnicești. Și eu, că vorbesc de Dumnezeu, sunt obraznic. Nu pot să zic că s-a întors lumea cu fundul în sus, că iară îi jignim. Cum ne dăm seama care este rostul nostru pe pământ? Cu greutate. Uneori o viață întreagă, trebuie să recunoaștem că noi avem o neliniște și din acest punct de vedere. Niște prieteni ai mei care sunt chirurgi și pentru că sunt medici în sală, îi îmbrățișez, să știți că biserica crede în dumneavoastră mai mult decât cred televiziunile și năpărstocii de servici. Noi știm că vă faceți datoria cu maximum de luciditate la minimum de cordialitate socială și financiară. Să vă dea Dumnezeu sănătate, că numai degetele dumneavoastră ne țin. Am un prieten chirurg care tot timpul dimineața când merge și vede sala de operații fără o parte din materialele care trebuie la operația următoare, zice, ce Dumnezeu fac eu aici? Și apoi dintr-o dată vindecă omul și îl trimite acasă sănătos. Până și omul cel mai performant are îndoiele asupra lucrului pe care îl face. Dacă nu are, nu, păi aruncați-le. Până și omul cel mai performant, dacă nu are îndoiele asupra performanței sale, nu face nimic. Asta vedea echipa de handbal a României la campionatul care nu s-a încheiat. Există păcat după care nu mai există mântuire? Nu cred. Cred că, vedeți ce subtil e Mântuitorul când spune că orice păcat împotriva Fiului este iertat, dar păcatele împotriva Duhului nu sunt iertate, dar nu face o listă de păcate. Au făcut-o părinții bisericii după aceea. Dar Mântuitorul nu spune care sunt păcatele care nu sunt de iertat. Eu ca preot și părinții care fac experiența spovedaniei, că noi nu suntem duhovnicești. Noi suntem așa, eu cel puțin, na, băiat de cartier, cu reverendă. Ați văzut, ascult 4 ore de rog pe săptămână, pe zi, pardon, supărându-i pe ei mei. Dar cred că există o putere a iertării care depășește totul. Noi în ultima vreme nu avem cum să ne iertăm, noi nu ne iertăm sincerităților, darmite păcatele. Știți? Noi suntem sinceri și nu ne iertăm că suntem sinceri, darmite păcatele pe care ne le facem unii altora. Învățați că n-ați ajuns la limita maximă a milei lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu pentru cel din urmă dintre păcătoși e mai mare decât dragostea tuturor sfinților pentru Dumnezeu. Așa că îndrăzniți, eu știu unul care a biruit lumea pentru noi. Deci vorbiți-ne despre postul negru ca metodă de vindecare trupească și sufletească. Acum la diabetici chiar nu e vindecare de acolo, aveți grijă. Postul negru nu este o invenție, este o practică a bisericii, dar el poate să nu ducă la nimic. Deci eu aud în ultima vreme foarte mulți oameni care confundă postul negru cu a nu mânca și a nu bea. Postul negru înseamnă a nu mânca din carnea fratelui în aceeași măsură. A face binele, a ierta aproapelui. Dacă este doar o clismă de detoxifiere a trupului, intră la alte secții, nu-s la mine, că eu sunt preot, nu-s medic. Dar în rest încercați să nu întindeți coarda. Firea omului modern nu mai seamănă deloc cu firea omului de altă dată. Și încercați să postiți pe cât vă este măsura, nu pe cât vă este râvna. Râvna peste măsură duce la dărâmarea căruței, știți? Omul mort nu mai postește.
nu folosește nimănui să murim din post. Am avut un astfel de moment în care un preot de acolo, de lângă, de, din apropiere de Sibiu, dar nu era în eparhia noastră, era la alții. Trebuia să-i se căsătorească unei doamne copil, băiatul, și a început, zice, dragă, acum că ți se căsătorește băiatul, pune și postește, negru, 40 de metani, mamă, o rețetă de asta așa, de la altă farmacie. Și femeia a postit, ce a postit, până când duminică dimineața, când s-a dus o trezească, femeia în timpul nopții a făcut o criză gravă de tot de diabet și a murit. Și n-a mai fost nunta băiatului. Trebuie bun simț în a echilibra lucrurile acestea. Ce părere aveți despre faptul că tot mai des se spune că trăim vremurile din urmă, argumentat cu faptul că biserica este pusă la zid, lăsată fără niciun cuvânt de zis și conflictele militare tot mai des, în special în jurul Israelului? Astea nu sunt semnele sfârșitului lumii. N-am citit în Apocalipsă că dacă biserica ortodoxă română este comentată de media românească, este sfârșitul lumii. Nu. E poate un nou început. Ortodoxia e un adânc de smerenie, nu este o gașcă de fricoși. Dacă vom ști să ne smerim și să înțelegem unde greșim ca să putem merge mai departe, am biruit. Dacă nu, fie nouă după smerenia noastră. Nu. Sfârșitul lumii a început din momentul când Hristos a urcat pe cruce. Ăla a fost butonul de retur. Cât este de grav să spui că să gândești că îți urăști tatăl, nu pentru că mi-a făcut ceva, ci pentru suferința psihică creată mamei. Păi, decât să-i spuneți că îl urâți, mai bine interveniți și o sprijiniți pe mama. Ce sens are să te aud, să tot timpul să cârtești în sufletul tău fără să transmiți un gând bun către cel care este în suferință? E ca și cum noi suntem supărați, mulți dintre noi, pentru bolile multora dintre noi. Gândiți-vă, un medic primește în vizită de specialitate un bolnav și medicul e supărat de boala bolnavului, e trist, tare, dar nu-i zice ce să facă să se vindece. În cuplu mamă-tată, copilul trebuie să-l vindece pe cel sănătos prima dată, să-l întărească pe cel sănătos și să meargă mai departe. Nu-l urâți pe tata, întăriți-o pe mama și mergeți mai departe. Referitor la vindecarea sufletească, ce putem face dacă avem păcate pe care le-am spovedit, dar persistă în conștiință? Mai spovediți odată cu nădejde. Nu-i spuneți lui Dumnezeu necazurile dumneavoastră, spuneți-i păcatele, alea pe bune. Nu, da, știți, părinte, am așa o supărare pe suflet, că nu mi s-a aprins lumânarea pentru străbunica care a murit acum 114 ani și nu știm unde a ajuns. Da, pentru sector fantome e altă secție. Nu, eu știu că sunt lucruri grave peste care nu putem trece, din nefericire. Faceți-vă curaj și cereți-L lui Hristos să vă treacă El. Să vă treacă El. Ce frumos a zis prezentatorul nostru când a zis că sunt multe pasurile oamenilor, nu păsurile noi. Ne-am uitat cuvântul. Cuvântul nu este păs, ci pas. Pas însemna pe vremea aceea prag peste care să treci. Noi umblăm cu pragul în spate și credem că e cruce. Ori noi avem praguri în spate, nu avem cruci. Cum definiți a milui, a mântui și cine miluiește, cine mântuiește? Doamne, iartă-mă! Aș încerca o definiție, dar mie că eu încă de vreun felinar de ăsta în cap. Cum să definești ceea ce Dumnezeu dă fără să definească? Mila și mântuirea nu sunt decât de la Dumnezeu. Că utilizează pentru aceasta mijloace multiple, fiecare numindu-le după cum vrea, asta e altceva. Dacă vă referiți la Maica Domnului, Preasfântă Născătoare, miluiește-ne pe noi, sau Preasfântă Născătoare, mântuiește-ne pe noi, că bănuiesc că asta ați vrut să îmi intuiți, să mă faceți să zic, vă spun că amândouă formulele sunt corecte. Începând din 1956 a fost o discuție mare în teologia românească, pentru că grecii spun mântuiește-ne pe noi, iar noi, ardelenii sunt de vină, au zis miluiește-ne pe noi, ca să nu facem pe Maica Domnului comântuitoare, deși ea în sensul mântuirii larg este una dintre cele care ne mântuiește. Totuși știți că la liturghie noi ne împărtășim din trupul lui Hristos, care se ia, nu, din prescura care o reprezintă pe Maica Domnului. Hristos n-a luat corp de la copy-paste. Aoleu, ăsta e un cuvânt interzis. N-a luat corp de la o fabrică de cauciucuri. Hristos a luat trup din trupul Maicii sale și atunci această consanguinitate cu Maica Domnului o face într-o oarecare măsură cu mântuitoare. Asta e teologie, nu vorbim noi despre, că nu știu. Tatăl meu a murit acum 6 ani și încă nu reușesc să mă împac, nu atât din cu dispariția lui,
dintre noi, ci cu suferința de care a avut parte în ultimii ani, de când a fost diagnosticat cu cancer. Ce ar trebui să fac? Vă spun ce fac eu. Mă rog la Dumnezeu ca toate suferințele să se întoarcă în bine. Tata a avut și el mari probleme înainte de moarte și era un tip extrem de optimist și a murit bucuros de moarte lui într-o oarecare măsură, spuneam, în sfârșit scap și eu. Vreau să vă spun că e în taina vieții noastre ca fiecare sfârșit să reprezinte într-un fel sau altul modul în care Dumnezeu ne vrea mântuiți. Iadul nu e pentru oameni. Iadul e pentru draci și fundamentaliști. Iadul nu e pentru oameni. Suferința aceasta ultimă este, dacă vreți, ultima monedă de preț băgată în mântuire. Nu-l plângeți pe tata. Pregătiți-vă să vă înfruntați propria suferință. Asta e lucrul cel mai de preț. Și nu cârtiți, că nu folosește la nimic. Tata nu o să sufere mai puțin dacă noi cârtim. Și mie îmi vine câteodată. Te poți supăra pe Dumnezeu. Eu am aflat noaptea la 1 că a murit tata și nu mi-a întâlnit nici copiii, nici soția, să spun. Am trimis niște mesaje unor prieteni preoți și un alt prieten de-al meu. Iar dimineața când m-am dus la liturghie, cu nodul în gât, m-au înțeles toți cei de la din altarul catedralei că s-a întâmplat ceva, dar primul ecfonis pe care l-am avut de zis lui Dumnezeu, pe care eram un pic supărat că l-a luat pe tata, a fost că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Iar al doilea ecfonis a fost că tu ești învierea și viața și odihna dormitului robului tău. Astea sunt cuvintele pe care trebuie să îi le adresăm lui Dumnezeu. Că și de trăim și de murim, ai Domnului suntem. Asta e important. Vorbim ceva despre intrarea în Biserica Feminei în perioada lunară. Vorbiți-ne ceva despre intrarea femeii în perioada lunară. Da, avem ce să discutăm aici. Intrați liniștite, măcar până acolo unde vă simțiți bine. Eu cred că noi exagerăm foarte, foarte mult în gestica asta ginecologică. Când avem niciun cabinet ginecologic montat lângă biserică să ne spunem ce perioadă a lunii sunteți. De obicei știți singure și respectați această frumusețe a întâlnirii cu curățenia, dar vă întreb și așa, că eu sunt mai prost așa de felul meu, mai tâmpițoi, dacă mireasa e în acea perioadă, nu o cununăm? Deci te duci acasă, mai stai 5 zile și vedem, ne facem marți nunta. Da. Iar pe de altă parte, excesul de zel, ați văzut că dăunează grav sănătății, s-au îmbolnăvit de plămâni câteva fete la Notre-Dame, la Paris. Știți? Că uneori se întâmplă ca de la o îngăduință a bisericii să treacă la propria lor îngăduire. Noi trebuie să fim foarte cuminți și foarte atenți. Biserica nu este bazar pentru prostiile noastre. Este un spațiu al întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă înțelegeți asta, vorba românilor elere. Ar trebui să avem același duhovnic, eu și copiii. Nu trebuie nimic. Biserica n-are trebuie. Dacă îngăduie Dumnezeu să avea același duhovnic, Doamne miluiește. Dacă nu, Doamne miluiește și așa. Numai să aveți duhovnic. Vă dați seama ce discrepanță se poate naște între un duhovnic nebun ca mine și un duhovnic serios ca alții. Ca marea majoritate. Sigur că se poate naște, dar în ultima vreme constat că toți cei serioși caută ajutor la ăștia mai nebuni să iasă din criză. Vreau să vă zic că există, din fericire, o libertate a alegerii. Vă rog să nu țineți de duhovnic cu orice preț și nu îl îngropați în scaunul spovedaniei. Vă implor, 80% din preoți suntem bolnavi de varice de la statul a spovedit. Că vine fiecare om și începe de la Adam și Eva, unii chiar de la momentul din tâi al creației să-ți povestească ei ce au făcut, de unde au mers, de unde au venit. Ies din paranteza pătrată, rotundă în paranteză pătrată, cu acoladă, cu alții au matrici matematice. Vă rog frumos, scurtați-vă vorbăria. Preoții nu suntem detectori de prostie. Suntem niște oameni cu limitele noastre și obosim. Mă uit la psihologi că fac plângere că au 20 de clienți pe zi. În general, în Occident, de exemplu, un medic poate vedea între 10-14 maxim clienți pe zi. Dar în Occident, la noi, dacă ar putea muri pe masă acolo,
Da? Dar nu ne mai confundați pe oamenii care suntem vocaționali în profesiile noastre cu băieții care pun ștampile. Nici la medic, nici la preot, nici la profesor, nici la farmacist nu mergi să spun o ștampilă, mergi să te asculte, dar spune ce ai de zis. Știți, părinte, este vorba aici despre, știți că vecina noastră... În loc să spună că s-a culcat cu vecina, începe să-mi spună cum vecina a avut o problemă cu bunica ei care a blestemat-o, să ajungă așa. Știți? Vă rog să ne prezentați cazurile în care se îngenunchează în biserică și când nu. E liber. Deci când vreți. Tendința noastră este exact în ziua de înviere să îngenunchem, să ne arătăm evlavia. În momentul când zice preotul, Hristos a înviat, noi acolo cu capul băgat sub aripă ca o cloșcă, adevărat a înviat. Nu vă spune cântarea bisericii când trebuie să îngenuncheați? Că se cântă molcom la strană, liniștit când trebuie să ne îngenunchem și când trebuie să stăm drepți. Hristos, dar nu mai când, Hristos a înviat, că după ce am pățit-o cu Părintele Popescu, căruia îi mulțumesc că mă însoțește astăzi aici cu Maica Preoteasă de la Biserica Icoanei, după ce am cântat Hristos a înviat în București, a fost judecat de o revistă, de un ziar, că nu-i canonic să cânți Hristos a înviat. Nu. Am aflat și eu că n-ai voie să cânți ca preot ortodox împreună cu tineri în România Hristos a înviat, că e necanonic. Canon întâi Ștefan cel Mare. Și Vasile Basarab. Fiind serios, veți înțelege din mesajul bisericii când anume. Și apoi să vă mai spun, îngenunchiatul e și o chestiune de putere. Eu n-am putut să îngenunchez o vreme din cauza unei operații la picior. Știți cum îngenunchea inima mea cu o smerenie? Măgarul de mine, trupul nu mi-mai puteam folosi, dar partea din trup care folosea asuma tot trupul. Și îngenunchea ea. Vă rog să vă țineți inima smerită. Asta e important. Zice, cum ne vindecăm de închipuiri? L-am închis pe Hristos în formalisme, batic, fuste lungi, 7 acatiste pe zi, dar tinerii și-au vârsta și trăirile lor. Cum îi face biserica să înțeleagă că au suflet pe care trebuie să și-l vindece? Un tineret sănătos sufletește înseamnă un neam sănătos. De acord. Ce pot să zic decât că sunt de acord, numai grijă mare la asta cu fustele. Azi am auzit o pildă foarte faină într-o catedrală, nu de la noi, din altă țară, pe bune, din altă țară. A încercat să intre o domnișoară și își pusese un voal așa la partea aceasta de picioare. Și îi zice custodele, zice, încă e prea scurt, tragerea de fustă. Zice, nu, e încă prea scurt, mai tragerea de fustă. Doamne, e încă prea scurt. Zice, părinte, iertați-mă, dacă mai trag mult în jos, se vede în sus. Trebuie să învățăm pe copii că n-au de tras de haine, ci trebuie să scoată din dulap hainele de care au nevoie. Clar. Nu trebuie să veniți în reverende ca noi, asta ar mai lipsi. Să vedem pe toți tinerii din parohie în reverende cu papion. Da? Deci nu la modul acesta, dar vreau să vă spun că trebuie învățat să se îmbrace după evenimente. Nu te duci la întâlnire cu mândra, cu părul nespălat și când ridici brațul cade mândra cu tot tramvaiul. Și la biserică vii da cu gel pe păr, așa, zici că îi linge vaca dimineața. Da? Iar doamnele, grijă mare, părul vulvoi, flacără caută. Știți? Iar apoi asta cu tinerii și sănătatea tinerilor, să vă spun că e o treabă la noi, bătrânii zbolnavi la suflet. Tinerilor li se trage de la încăpățânarea maturilor din Sfânta Biserică. Da, avem câteva măture. Am intrat eu într-o biserică odată, de când mi s-a pus mie pata prima dată să vorbesc despre astfel de situații, în mintea mea automat vine o poveste dintr-o duminică frumoasă la Brașov, care a avut două capete. Popa prostu și ucenicii lui la fel de tâmpiți. Am intrat și o domnișoară frumos îmbrăcată, decent îmbrăcată în negru, vizibil, tristă, se duce către altar să ducă farfuriuța cu prescura, lumânarea și pomelnicul, prin care îl plătea pe preot măcar să se roage și să tacă din gură, nu să devină nesimțit. Asta îi vede la mâna fetei când întinde un inel cu o pietricică acolo. Știți cam cum văd ăștia din presă acum pietrele semiprețioase pe mitră și chiar cred că le-ați de miliarde de lei.
să le dea Dumnezeu banii de pe mitele arhiereilor noștri. Știți? Și la un moment dat, părintele, foarte așa, obrăznicos rău, preoții avem o bădărănie, nu știu de unde, adică știu de unde ne vine, dar nu vreau să vorbim în seara asta. Și-a, da, nu te rușine. Deci femeia era, din punctul meu de vedere, absolut remarcabil, mai decentă decât veșmintele părintelui. Ce rău am fost acolo. Și la un moment dat, ce cauți cu inelul ăsta, nu te rușine, da, cotcodac de ăsta bătut în cap. Așa a rămas până în zilele noastre. Și fata zice, știți, părinte, măi, mi-a crăpat obrazul, am crezut că mor. Ce, părinte, eu trebuia să mă cunun astăzi. Dar prietenul meu a murit într-un accident acum 2 zile și am zis să vă rog, să vă rugați pentru el. Inelul, este inelul meu de logărnă cu el. Am să zic, băi, nesimțitule, băi, nenorocitule, băi. N-am putut, că în ciuda gurii mele mari, mi-o țin nicăn încă. Și am ieșit afară. Mi se făcuse rău, mi-a fost rău de rușine. Rău de rușine, am crezut că acolo mor. Ies afară la aer și apar 2 tineri. Bă, frumoși. Bă, frumos îmbrăcat. Sigur că fata avea 16 ani, nu putea să aibă fusta de aia, să te calci pe ea și încă 10 să vină ca mantile unora, nu dăm nume. Da? Măi, asta a venit să intre o chiță acolo, frumos. Băiatul frumușel și el îmbrăcat la fata, ce se țineau de mână. Nu se puteau ține de picior în biserică, știți? Măi, și apare ucenica părintelui cu o de-asta cu multe otite, știți, vreo 6 baticuri, așa, cu mătura, era duminică și era cu mătura, mânea. Dar ce căutați aici? Da, mai rușie, îmi pare rău că era chiar moldovean, că de-asta sărim peste, deși era în Brașov povestea. Dar nu-ți rușonii, da? Și am zis, hei, tanti, matale, ce faci aici? Eu sunt femeie a de servicii. Nu, asta să faci, speli WC-ul cel mult. Spală Putina acum, nu-ți rușine. Ce treabă e cu copiii ăștia? E, tu de-a ta să nu te bag. Ba, mă bag. Cum să-l bag? Adică trebuie din când în când să avem grijă la gingășia copiilor de lângă noi. Tinerii sunt foarte fragili. Într-o noapte de înviere, când ciocneam în Oltenia oul cu ei și ziceam, Hristos a înviat, adevărat a înviat, la o pornă de trei. Băi, aș bea o bere, dar popa asta, adică moa, și că a închis toate bodegile de jur împrejurul bisericii. Că le-am zis celor de acolo, le-am zis, băi, dacă nu închideți, nu învie, clar, nu? Și a venit feciorul, a ajuns acolo, când a ajuns în dreptul meu, eu auzindu-l că vrea să bea bere, am băgat mâna în buzunar, știți că preoții au și buzunar în care se poate băga mâna, da? Am luat, i-am zis, uite, ia niște bani să te duci cu băieții la o bere când se crapă. Deci, nu, părinte, știți că... Nu, bă, te duci și bei o bere cu băieți. Bine, părinte, să rămână, Doamne ajută. Era 3:30 dimineața, cred că. La 8 apare un tip frumos îmbrăcat la costum, cravată, foarte frumos, se închină și îi zic, nu luați ana, nu, părinte, a luat de dimineață ca un porc. Acum am venit să iau ca un om. A devenit după aceea ofițer în armata română și să știți, chiar cred că unul din ăsta este stare să moară pentru țară. Trebuie să le arătăm copilor că ni-s dragi și când ne cer o bere. Că doar n-or să bea săracii când se văd între ei să povestească despre iubire câte o stacană de aghiazmă mare, nu? Și care este atitudinea pe care trebuie, care este plăcută lui Dumnezeu în contextul atacurilor asupra Bisericii lui Hristos, Ortodoxie, preoți, credincioși? Doar rugăciunea? Grea întrebare, că eu mă chinui de vreo câteva săptămâni să aflu. În orice caz, constat că ne este foarte respectată credința conform Constituției. La noi se vorbește de libertate religioasă, nu? Și ne spun toți, unul chiar a afirmat că el ne respectă credința. Cum? Înjurându-l pe tata? Aruncând cu rahat în biserică, îi respectă credința? Scriind Evanghelia după Sfântul cretiniță din capul lui? Deci are o problemă. Deci oamenii bolnavi psihic în general au probleme închipiindu-și Evanghelie. Eu n-aș avea curaj să-mi închipui Evanghelie. E o taină pe care Dumnezeu o ține cu sine și vreau să o rețineți. A fi smerit nu înseamnă a fi sac de box pentru toți nemernicii. Înseamnă să știi ce zici, când zici, cui zici, mai ales în numele cui. Iar eu în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, ieși din acesta. Ce turmă ar ieși din unele televiziuni. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să ne dea cuvinte prin care vorbele lor să se arate a fi minciuni.
De câteva săptămâni bune, România se spune doar jumate de adevăr, iar jumătate de adevăr e minciună. Iar noi, biserica, trebuie să facem actul adânc al recondiționării și repoziționării noastre în raport cu Evanghelia. Asta e foarte important. Cum să-i sfătuim pe cei dragi să înțeleagă că sunt dependenți de televizor? Le strângeți televizorul. Da, așa, cu duioșie. Hai, ajută-mă să tai niște cartofi să-i prăjim. Hai, du-te până în beci după un compot. Hai să ieșim un pic la o cumpărături în oraș. Nu mai poți singur. Eu când am pus televizoare în toate camerele din casă, lumea m-a judecat. Eu cu copiii mei și cu soția mea nu mă uitam la televizor de vreo 2 ani de zile. Da, așa, eu mă uit că sunt purtător de cuvânt și trebuie să aud când mă înjură, la să știu ce să-i zic. Da? Dar în rest, învățați-i pe copii să consume corect. Și cumpărați-le butoane de televizor, asta, telecomandă de televizor cu butonul la mare mai roșu și mai mare un pic să-l vadă. Este de acord Biserica Ortodoxă cu incinarea cadavrului. Doar atât suntem după moarte? Aici nu sunt semne de întrebare, sunt două puncte. Biserica Ortodoxă nu e de acord cu incinerarea cadavrului. În general, noi nu suntem de acord cu moartea, știți? Biserica nu e de acord cu moartea. Noi suntem de acord cu învierea. Sigur că sunt situații clare, limpezi, în care incinerarea este iminentă. E cazul celor care vin în general de peste hotare și ne sunt aduși în cutiuță ca să îi îngropăm. Mă uit la ochii oamenilor care sunt la mormântare și văd triști, de două ori triști. Dar, știți, biserica nici n-a făcut un spectacol din incinerare să mergem să filmăm cum iese fumul la crematoriu, așa, din Sergiu Nicolaescu sau mai știu din care. Biserica afirmă doar atât, că respectul față de om este obligatoriu inclusiv după moarte. O să-mi spuneți, da, atunci de ce mai plătim locuri de veci? Asta e lipsă de respect față de familia vie. De ce Hristos întârzie să răspundă rugăciunilor noastre, deși suferințele noastre au atâta nevoie de mângâierea sa? Hristos nu întârzie niciodată. Dar există un factor de bruiaj în jurul nostru care face și pare ca Dumnezeu întârzie în răspunsul său. Știți, în urmă cu câțiva ani, băiatul meu a fost bolnav în urma unui vaccin dat, a făcut convulsii și pentru mine s-a sfârșit lumea. Eu am crezut că totul e sfârșit. A fost pentru prima dată în viața mea când am conștientizat a doua zi de dimineață doctorița care îi aplicase greșit vaccinul, doctorița îi făcuse dar greșit, la 40 de minute după deschiderea unității de vaccin, a stat lângă mine pe peron și credeți-mă că a fost singura dată în viața mea când dacă îi dau un șfung acum în timp ce vine trenul, nu mă vede nimeni. Deci atât de disperat ajunsese. Când am ajuns la spital, medicul pediatru de acolo încerca să mă aburească. Eu terminând chimie fizică și fiind biochimist de meserie la bază, fiind laborant de meserie, el îmi dădea, mi se făcuseră ochelarii abur. Nu mai vedeam, era... Cer domnul doctor, terminați cu prostile, știu sigur că este un mecanism greșit. Nu discutăm acum despre asta. Eu acum nu caut cauza. Eu acum caut să îndepărtez un efect care vizibil vine din acea cauză pe care o știm amândoi. Părea că e cea mai grea zi din viața mea. Acum câteva, două săptămâni, la Sibiu, același medic a ajuns directorul spitalului și cu care m-am împrietenit din clipa aceea pe viață și pe moarte și am crescut împreună dânsul, fiind mult mai în vârstă decât mine, a deschis un centru foarte puternic de diagnoză a copilor, inclusiv în situații de epilepsie, de convulsii și altele de genul acesta. Și știți ce m-a impresionat cel mai tare? Între ctitor m-a numit și pe mine păcătosul. Pentru că din discuțiile noastre am constatat împreună ce nevoie avem să-i sprijinim pe copii să se facă bine. Biserica face și spitale, să știți. Ce mama zice mereu, capul plecat, sabia nu taie. Dar atunci când nu mai rezist, ce să fac? Deci un sfat bun, vă rog, șefii, unul mai mare, altul mai mic, sunt cu ochii pe tine chiar și atunci când hârtiile ți se întorc pentru lucruri mărunte. Nu e boldită semnătura, mai la stânga, la dreapta, stați să ne lămurim. Există o boală în România greu tratabilă, e șefita. Eu însumi când sunt șef, mă îmbolnăvesc de ea. Eu tot râd cu vlădicii noștri și să-i spun că ei au episcopită cronică. Unii au șefită cronică, unii au funcționarită, asta e metastatică câteodată. Noi avem oameni de meserie parlamentară de 25 de ani. I-ați văzut că i-au chemat acum să-i trimeată direct la beciul domnesc. Bolile astea arată că, de fapt, între noi s-a rupt ceva. Noi nu înțelegem Evanghelia care ne spune că cel care voiește să fie mai mare
trebuie să slujească ca fiind cel mai mic. De cele mai multe ori se îmbolnăvesc de șefită și oameni care au duhovnici, mergi la biserică, își fac niște cruci cât ăla de pe care ai man, știți? Dar cum zice ăla, cu mila și cu îndurările și cu contul meu, cu harul tău, știți? A avea un cont mai mare în bancă nu te face mai mare între oameni. Cel mai important lucru din viață pentru orice om este să nu-și piardă omenia. Când și-a pierdut omenia, s-a distrus totul. M-au întrebat la o revistă ce i-am învățat eu pe cei din pușcării, cât am umblat așa, știți că am intrat, dar am și ieșit pe bune. Și le-am spus, măi, oameni buni, eu nu știu ce i-am învățat pe ei, dar ce m-au învățat ei pe mine știu sigur. Că există în fiecare om partea aceea de strălucire dumnezească care nu pierde niciodată. Cântăm la mormântare, bine, dar noi morți fiind nu mai prea auzim. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor. Îi rog pe toți cei care conduc o firmă, o întreprindere, o structură și li se pare că sunt șefi. Aveți grijă, vă rog frumos, aduceți-vă aminte că suntem doar niște oameni. Am îngropat la șef la viața mea. Domne, aveam unul, m-a făcut praf. N-ai să calci în biroul meu niciodată. N-ai să faci cu tel. N-ai, dar la nani-nani eu l-am dus. Știți? Dar să știți că eu însumi fac efortul, am fost și eu pus odată peste mai mulți preoți și mie mi-e greu să fiu șef, că stăntelău rău de tot. Nu, fac eu pe titi duru, dar n-am talent la asta, n-am. Sunt mare președinte la Crucea Albastră, dar oamenii au vorba lui, că părinte, noroc cu televizorul, că vă mai vedem. Pentru că eu, în general, mi-am ales lângă mine oameni în care am încredere. Sigur că poate fi greșit ceva, sigur că trebuie să învățăm ceva. Învățați ce nu le convine și preîntâmpinați. Și oricum, cea mai bună prietenie cu șefii se păstrează ocolindu-i. Zice, cum ar putea o soție să-și facă simțită prezența în viața soțului? Sufletește și trupește. Oh! Plaja e largă! Să știți că toată lumea, eu mă uit la studenții mei care sunt niște oameni fascinanți, fie că sunt de la teologie, fie de la medicină veterinară, știți? Adică extremele. Păstorii și păstorii. Eu mă distrez pentru că toată lumea crede că odată căsătorit, hai de mine, patul este singura locuință din casă. Le spun, nu, acolo ne împăcăm câteodată. Dar restul vieții, știți că stă din ciorapi, nearuncat supat, din tocăniță bine mirositoare, nu? Vine soțul nervos pentru că i-a crescut glicemia la serviciu cu trei tâmpiți din jurul lui, unul sus, unul jos, unul stânga, unul dreapta. Vine acasă nervos și maică, na, te aștept. Dintr-o dată, miros de tocană de cartof. Toată glicemia s-a stins, salivează, se așează la masă, gura e plină, nu poate zice nimic. Ia măcar o pauză de 10 minute, nu? Este un început, este un început. Când nu este cumva din seria aia de bărbați, care știți că există o poveste teribilă, în care venea acasă el tot timpul și când mânca, pune norocitul, o bătea, o rupea, nu ești în stare să faci mâncare, gheata femeie, odată, de două, de trei ori. Nemai înțelegând nimic din capul nebunului, mă rog, bărbatului, se duce și în grabă uită și arde mâncarea, știți? Ăsta vine, asta îi pune mâncarea, acum zic, oricum am luat bătaie până acum cât în cap, mai ia o dată și gata. Ăsta mâncă, nu așa, în sfârșit ai nimerit gustul lui mama. În rest, încercați să vă comportați cât se poate de normal. Problema este că atunci când ne luăm, ai ce băiat bun, părinte, mi-am găsit. După o lună, părinte, bea ca porcul. Fată, dar where erau ăștia când Matalita e dus la dânsul și mai ales acolo unde avem sistemul ăsta de căsătorii de probă. Ei stau câte 4, 5, 6 ani, fac și copii. Mai că copiii fac copii la rândul lor până se iau ei la biserică. De parcă biserica este așa o întreprindere de ștampilat curvia, știți? Nu e așa. Când începeți cu Dumnezeu. Dacă n-ați început cu Dumnezeu, chemați-L pe Dumnezeu în ajutor. Și apoi eu sunt convins că un bărbat este mult mai ușor dresabil decât o femeie. Da, da. Eu în ultima vreme am constatat, studiile psihologilor sociale ne spun că bărbații sunt mult mai ușor de mulțumit decât femeile. O spun specialiștii. Tă mai tăntălăi noi așa, mă. Pentru boli grave,
Ce canon ar trebui ținut? Nu există canon pentru boli grave. Nu, încercați să țineți ce puteți. Cei care sunteți bolnavi în situația asta sau aveți copii în situație de boală gravă, nu vă trebuie un canon. E canonul acolo. Eu i-am spus maicilor de la Tismana, care îmi sunt prietene foarte apropiate în rugăciune și care mă sprijină cu rugăciune. Le simt în spate tot timpul. Să știți că eu cred că o mamă care îngrijește de un copil bolnav e stareța locului. Ea are priveghere, o trezește copilul cu suferința ei, nu toate. Doamne, miluiește-le pe noi, maică stareță, maica filofteia, a mâncat o bomboană cu lapte. Prin asta nu diminuez viața monahală, dar vă atrag atenția cu ce prostii pierdem vremea în Hristos în loc să ne întoarcem unde ne-ar fi locul. A priveghea înseamnă a fi într-o tensiune continuă. Nu e mama într-o tensiune continuă? Din nefericire, cel mai greu canon pe care putem să-l luăm în viață este suferința celui de lângă noi, pe care o purtăm. Pe care o purtăm ca pe o cruce, nu ca pe un prag, ci ca pe o cruce, adică în continuu și ne putem să-l lăsăm jos. Unde se oprește responsabilitatea omului și unde începe pronia divină? O responsabilitate a omului care n-are în ea pronia divină nu e responsabilitate. A fost la noi la Sibiu un tânăr filozof în politică, în filozofia politicii, care ne-a spus că George Washington, un tânăr din istoria Statelor Unite, un micuț, așa, ava lui Obama, cum s-ar zice, a spus clar că doar din responsabilitatea religioasă, din, cum să-i spunem mai corect, libertatea religioasă se pot naște celelalte libertăți. Unde libertatea religioasă este încălcată, toate celelalte libertăți se pierd. Și spune aceasta pentru a sublinia ferm că o libertate care nu are miezul ei pe Dumnezeu nu e libertate. O responsabilitate care nu l-are pe Hristos în mijlocul ei, nu, este responsabilitate. Este un mod funcționăresc în care ne drapăm propriile noastre egoisme pentru a părea că suntem responsabili. Asta este treaba. De exemplu, când partidul, oricare ar fi el, te pune să furi pentru visteria partidului, asta nu e responsabilitate. Este încălcarea libertății tale de a fi demn. Că altfel avem cam mulți responsabili în România. La baza vindecării stă puterea de a ierta. Cum știm că am iertat? Păi nu știm când am iertat cu adevărat. S-a dus odată la părintele Joachim Parra, căror cărți vi le recomand. Unde vedeți Joachim Parr, egumenița le-a scos cărțile. Joachim Parr se întâlnește la un moment dat cu un tip care îi spune: părinte, nu te suport, nu te înghit. La care asta, uite domnule, nici eu nu mă înghit, suntem de acord, băcar cu un punct. Știți? Asta e ideea, să înțelegeți lucrurile acestea. Nu există mod în care să iertați așa, bine mă, te iert. Știți, cu superioritate așa, abuști de aici. Deci, vă rog frumos să mă iertați că vă deranjez. Da, spune. Te duci la, nu te duci la ghișeu. Să rămână, mă iertați. Nu, nu se poate. Doamnă, vă rog frumos, dar nu se poate. Doamnă, am venit să vă spun că vă ridică mașina. Da? Știți, cam așa. Se povestește că era odată un arhiereu de al nostru la care s-a dus un student, un fost coleg de al lui de clasă și a zis, du-te și spune arhiereului că a venit colegul lui cu tare, Costică. Și la, n-am avut niciun coleg Costică Xulescu. Secretarul ce înalt preasfințitul sau vlădicul nostru spune că n-a avut niciun coleg cu numele ăsta. A, nu? Da. Du-te înapoi și spune-i că e pe moarte. Cum? Du-te și spune că e pe moarte, clar. Cum să-i spun? Du-te, bă, și spune că e pe moarte. Merge la disperat. Vlădica asta a venit și a spus că sunteți pe moarte. Cum, bă, sunt pe moarte? Băi, Costică, vină. Băi, ce faci, bă? Cum poți să spui, mă, că sunt pe moarte? Păi, ce, că așa era și cu tata, cu trei zile înainte să moară, nu mă cunoștea. Deci, schisma a contribuit la segregarea creștinilor. Reunirea ar fi o cale către mai bine în cadrul relațiilor interumane? Nu știu. E un scenariu la care putem gândi, dar nu știm urmările. Aflu că unii se îndoiesc și că a fost mâna Sfântului... Mama mea! Băi, oameni buni, ce aveți cu mine? Nu, că vorbim cât putem, după plecăm acasă. Aflu că unii au fost deranjați și că s-au îndoit că e mâna Sfântului Nicolae la Bacău.
unii de la echipa adversă, cum s-ar zice. Achtung, când a fost, eu am între cărțile pe care o să vi le prezint, Viața Sfântului Nicolae, în care am tradus din latină și din greacă două povești, cum au fost aduse moaștele Sfântului Nicolae de la Mira Lichiei la Bari, iar venețienii au luat și aici au putut. În 54, când a fost dezgropată din cufărul în care erau păstrate în original moaștele lui și făcută analiza antropologică, s-a constatat că la Bari sunt doar 85% din moaște, 15% fiind la Veneția. Ce am uitat noi românii, am uitat să spunem că toate republicile acestea maritime, Genova, Pisa sau Veneția, Bari, au avut relații foarte bune cu Moldova, cu Moldova și cu țara românească. Dovadă că avem franciscanii la Roman și că avem, am avut într-o vreme, dominicani în Dobrogea. Știți? Asta arată că existau niște relații așa în lumea aceea. Iar Mihai Viteazu, care era un om cu bani, partea i-a luat din Moldova, fie vorba între noi, de-aia știi, pe Valea Oituzului, așa, când s-a urcat dumnealui așa, eroul țării, când a omorât și a violat prin mănăstiri, a luat și o parte din bani cu sine și s-a dus și a cumpărat mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, o parte din mâna dreaptă de la Veneția. Mâna aceea a dus-o la Sfântul Gheorghe și de acolo a fost în vizită ca să mângâie și frunțile băcăoanilor. Cine nu crede că e mâna Sfântului Nicolae, s-ar putea să o simtă pe obraz. Sau dacă au obraz, o simt pe obraz. Cum îi ajutăm pe copiii care au ajuns la deznădejde? Fiind nădăjduitor, luându-i în brațe, vorbindu-le, încurajați-i pe copii, trebuie să-i încurajăm. Avea niște copii castrați de stat. Nu pot gândi. Zice, faceți, scrieți o compunere de 10 rânduri, pornind de la un subiect pe care vi-l dau. Păi ea nu mai e compunere, e dicteu. Ca să zic că e dictatură. Lasă, Doamne, dacă vrea să scrie. Scrie, nene, cât vrei. Un rând poate fi mai important decât o compunere. Țineți minte că în viața lui Ionel Teodoreanu există un moment când profesora de limba română, erau normali în vremea aia, l-a pus pe copil să scrie o poveste, o compunere despre iarnă și toți au umplut pagine, numai el a scris cling, cling, cling. Nu era o compunere despre iarnă? Să fim serioși. Ce toate poeziile sunt poeme? Exista un poet la Iași care a scris un poem într-un singur vers. O furnică trecând nepăsătoare pe tăișul unei securi. Asta nu e un poem? Deci noi am sugrumat creativitatea copiilor. Deznădejdea copiilor noștri vine din faptul că nu-i mai lăsăm să fie creatori în niciun domeniu. Vine acasă și zice, mamă, aș vrea să mă duc cu colegi. Stai acasă, nu te duci. Noi suntem ortodoși, ne rugăm. Ne rugăm pe naiba, n-avem nicio treabă cu copiii. Îi lăsăm acolo, na. Dacă ei sunt la televizor, pe tabletă, n-am nicio treabă. Merg la școală, doamna profesor, uitați, am făcut altfel exercițiu. Dragă, eu ți-am dictat, ți-am spus altceva. Uite, așa se face și nu mai așa. Deznădejdea copilor vin din faptul că nu le mai dăm nicio nădejde să se schimbe ceva în jurul lor. Trebuie luați în brațe, pupăciți, cât ar fi de mari. Ridici pe vârfuri dacă ai copilul un alt, eu știu cum e. Trebuie și-l pup, doamne, îi pup fruntea. Fruntea copilului e sfântă, iconografia vieții tale ca om. Luați-vă, domne, copiii în brațe, terminați cu prostiile. Cum să fie copiii deznădăjduiți? Sunt deznădăjduiți că noi nu-i ajutăm și nu stăm lângă ei. Deci a lupta împotriva tot ceea ce rău din Biserica Ortodoxă este un scop de urmat, o să vă iasă pe nas scopul. Biserica Ortodoxă are foarte multe lucruri grele pentru că e formată din oameni imperfecți. Îmbunătățim viața în Biserica Ortodoxă, îmbunătățindu-ne propria viață. Fiecare acolo este biserică. Eu sunt Biserica Ortodoxă. Je suis Charlie de data asta. Știți? Je suis Daniel, par exemple. De ce oamenii care se iubesc cu adevărat se despart? Na, acum. De unde teoria asta? E o teorie, dar ați pățit-o. Ce să vă fac? Na. Înseamnă că v-ați iubit, punct. Iubit cu adevărat e la altă secție. De ce este Ortodoxia mai importantă decât alte religii? Dumnezeu nu este oare unul? Dar noi n-am zis că e cea mai importantă religie. Ortodoxia este singura religie. Da, transmitem în direct din fața teatru, da? Bacău 13 SYA, fugiți repede că vă ridică. Bacău 25 CES, QS. Bacău 07 PDE sau UDE, dar nu cred că e cu
PDE și Bacău 05 MNE, sper că nu e ministrul de externe, da? Aveți grijă că vă caută, oamenii să vă ajute. Mai repet, Bacău 13 SYA, Bacău 25 CES, Bacău 07 PDE, Bacău 05 MNE. Dacă era de Sibiu, știe oricine e. De ce e văzut și propovăduit? Acum, dincolo de gluma asta, că suntem singura, să știți că părintele profesor Bria, care mi-a fost profesor la Facultatea de Teologie în Sibiu, avea o vorbă. Să avem grijă să nu se ia ortodoxia de la noi și să se dea altora vrednici de ea. Ortodoxia nu este doar o confesiune, este un mod de viață, un mod de a viețui viața care este Hristos. Atenție! De ce e văzut și propovăduit Dumnezeu ca unul care ne pedepsește și ne aruncă în iad? Cineva a zis asta să-i fie rușine. Nu e oare El bun și nu ne acceptă pe toți așa cum suntem? Nu! Dumnezeu nu ne acceptă cum suntem. Noi trebuie să ne acceptăm cum suntem și să ne schimbăm cum ne vrea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vrea frumos și bun. Nu ne vrea îndărătnici și cârtitor și încrâncenat să facem totul ca noi. Încercați să nu faceți pe Dumnezeu să gândească ca dumneavoastră, ar ieși nasol. Există găuri negre în cosmos? Da, o grămadă! O grămadă! A apărut de curând o carte a lui Hawkins care spune la un moment dat că toată teoria lui pe baza despre găurile negre este foarte frumoasă ca scenariu fizic, în fizică, dar nu are niciun fundament matematic. Ghici, ciupercă, cum se cheamă atunci? Care este opinia Bisericii Creștine față de fertilizarea in vitro pe care o recomandă medicii și o acceptă cuplurile matrimoniale care își doresc copii pentru că nu reușesc prin actul matrimonial din motive de sănătate? Biserica nu are o opinie pe treaba asta. Vezi, toată lumea spune că popii ortodoxi sunt niște încrâncenați, vă spălăm pe creier. Hello! Faceți copii cum vreți. Grijă la costuri și se aduceți la botezat. Eu nu mă pot opune nașterii copiilor, ca om, ca persoană. Biserica spune, ușor, nu întindeți coarda, nu forțați pe Dumnezeu, că nu iese bine. Când se joacă tanti și nenea doctorul cu jucăricile pe acolo, mai rămân și piese lipsă. Știți că am avut o întâlnire la Cotroceni săptămâna trecută, două săptămâni, despre educația pentru sănătate. Hop, țop, ăștia de pe la tot felul de ONG-uri s-au nimerit direct la educație sexuală. Nu știu, eu ăștia, s-a obsedat sexual, nu știu cum să zic. Bine, le-am spus, bă, oameni buni, tot ne bateți la capul cu... Bine, de 25 de ani ne spun că biserica nu, biserica e formată din proști, din oameni nepregătiți, din oameni care ne spală pe cap, na? Nu e ăsta discursul. Mă, cum ar fi ajuns ei la, după 25 de ani de cercetări cu pe fonduri europene majore, cât catedrala, nu, mântuirii mai multor neamuri, cum ar fi ajuns el acolo la aceeași concluzie cu noi? Că nu-i bun excesul de alcool, că nu-i bună curvia și schimbarea partenerilor, că nu-i bun drogul, că fumatul, ați văzut? Noi vă spun, le-am și spus, băi, vedeți ce înseamnă forța bisericii, băi. Noi n-avem lege să nu se fumeze în biserică, dar nu fumează nimeni. Lor le-a luat 25 de ani să afle asta. Și le-am spus, nu mai aruncați la gunoi experiența bisericii. În situația asta v-ar scuti de niște costuri. Și acolo insistau ei pe numărul mare de avorturi între 16 și 19 ani, la fete. Deși nimeni nu le spune, eu nu le spun în biserică fetelor, l-a cordit cu voi, nu? Le scăpăm de mână, din mână, se pot întâmpla lucruri grave. Eu am reușit să combat, știți cum se combate avortul? Cu iubirea bunicilor. Le spun tot, zic, părinte, trebuie că nu mă mai primesc acasă. Fată, asta cu primitul acasă mă descurc eu, tu du-te și fă-l. Și după ce naște, la câteva 3-4 zile, la o săptămână, când copilul poate fi portabil, așa, sun la ușă. Bună ziua, bună ziua, domnul Cutare, da, ăsta este nepotul dumneavoastră. Ce să zică la un popă care vine cu nepotul acasă? Trebuie să facem gesturile astea de ajutor. Și a spus, voi mi-arătați capătul ăsta de lume, dar în capătul celălalt sunt doamnele peste 35 către 40-45 de ani care jinduiesc după un copil că n-au avut timp la tinerețe să-l facă. Erau prinse cu cariera, cu studiile, cu dezvoltarea personală, cu trainingul interior formativ, cu gândirea pozitivă, cu... Au avut ele așa și acum vor bebe.
Na, ce te faci, tătică? Că pe noi, avoturile, sigur că ne costă foarte mult sufletesc, iar pe ele să nască le costă între 30.000 și 100.000 de euro. Și nu în sistemul medical românesc, nu, la turci. Deși am văzut că dacă te duci la turci, nu e bine când te întorci acasă. Sau la unguri, da? Deci se poate... Doamne, teorii întregi. Și am zis, nu țineți teorii când vreți copii, faceți-i. Pământ. Dar să nu fie pământ de pe Sfântul Mormânt, că vă dau scris că acolo e o piatră. Am primit un an de zile pământ de la Sfântul Mormânt. Bine? Vă rog frumos. Semințe din Câmpia Galilei, care e ca scena. Apă de la Iordan, care nu curge în vremea aia. Fiți cu minți. Excesul de materialism în creștinism duce la materialism dialectic și atât. Vezi, să nu vezi roapă de toaletă pe undeva. Pământul sfânt este sfânt cât, câtă vreme ducem cu noi sfințenia Împărăției lui Dumnezeu. Nu e sfânt când cad pe el vieți de copii pentru ca politicienii să biruiască și să schimbe granițele. Țineți minte. Se fac demersuri pentru introducerea educației sexuale în școli. Iată. Cum împăzesc copiii de această nebunie? Îi retrag din școală? Na. Haideți să vă spun acum. Se predă educația sexuală în România din 2004. Veniți-vă în fire. Este la educația pentru sănătate. Este o structură dată. Știți, le-am spus la oamenii ăștia, bă, voi nu știți în ce vă băgați. V-ați legat, deci dacă noi care am vorbit despre Dumnezeu și ne-a sărit în cap, pe Vasilică, pe scară, pe aia, ne-ați făcut manualele praf, abia aștept să scrieți voi niște manuale de educație sexuală. Sau și eu ce spune. Că la ce îmi spuneți public până acum nu sunt decât sloganuri. N-au pregătit nimic. I-au forțat anul acesta pentru că anul acesta se reface curicula școlară în România. Și am zis, gata, îi spargem cu ăștia, ne implicăm, îi rupem. Bun, cu ce? Știți că la școală trebuie curiculă, trebuie programă, trebuie manuale, trebuie oameni să gândească, trebuie oameni să le lege, na. Noi avem manuale de educație pentru sănătate. Chiar fain făcute. Că știți că la un moment dat unul dintre reprezentanții ONG-urilor, n-am să spun care, că îi respect efortul. E un tip pornit pe biserică, dar mie îmi place. Omul s-a apucat să ne vorbească niște porcării, de mi s-a făcut greață. Și am zis, doamna, i-am zis moderatoare, remarcați că în România problema nu este educația sexuală, ci spălatul pe gură. Nu ne spălăm pe tine, băi oameni, pomeniți-vă fire. Nu ne schimbăm ciorapii, măcar o dată pe zi. Și știți că pentru educația sexuală aș începe cu spălatul la elementele de bază. Avem o grămadă de lucruri de biruit până ajungem să... Vai, de bine, ce deranjat a fost o doamnă că la ora de religie copilul a fost luat peste picior de colegii lui care spuneau că au venit cu barza, iar ăla spunea de unde a ieșit, știți? Că văzuse la mama sa că asistase la nașterea fratelui său. Și asta să înțeleg că trebuie să devină generalitate în România, toți copiii să vadă cu gaz mama al doilea copil? Asta e stilul de educație către care tinzi? Și a spus, copilul meu a văzut că este născut de acolo. Și a zis, doamnă, sunteți incorrectă politic. Copilul se naște din bărbat și femeie. Ați redus dumneavoastră contribuția bărbatului la cât mai puțin, dar tot bărbat e acolo. Știți? Adică noi ne naștem din ideologii. Și le-am cerut public și am să-i... De fiecare dată când mă veți vedea la televizor, să știți că asta voi spune. Nu mai ideologizați educația. Nici noi nu o facem la ora de lege. N-avem voie să facem. Faptul că au ieșit în stradă și au terminat, cum v-am spus, dacă... Educația nu se face prin sloganuri. Știți foarte bine că pe ecran apare aia, consumul de alcool dăunează grav sănătății. Chiar credeți că s-a lăsat cineva de băut din asta? Hai să fim serioși. S-a întors, a venit o doamnă odată la mine, l-avea pe bărbatul său în terapie. Ce, părinte, asta a devenit nebun, doamne. Cum, doamne? Păi, părinte, zice, știi cum o fă? Zice, eu certam tot timpul că consumul, uite, băi, scrie și la televizor, consumul de alcool dăunează grav sănătății. Da, tu ai dreptate, tu ai dreptate. Băi, a doua zi când mi-a tras mama de bătaie, ce ai, mă? Și consumul de sare, zahăr și ulei. Și tu toate trei ești dependentă, nenorocită. Că în România așa se anulează ceva. Păi n-are ceva. Au zis consumul excesiv de alcool. Adică 6 bere acolo. Da? 2 kg de vodcă. Ce e? Nu? Ce e?
Câtă toleranță ar trebui manifestată față de refugiații necredinți, necreștini, maximă? Vă atrag atenția că la asta cu refugiații n-au confesiune, n-au credință, refugiații sunt refugiați. Dumnezeu la cortul lui Avram. Mă duceți-vă aminte. Ospitalitatea l-a salvat pe Avram. Cum comentați poziția bisericii în declarația față de declarațiile făcute de Patriarhul Daniel în evenimentul din colectiv? Eu nu comentez. Și a zis prea fericitul, a zis pe responsabilitatea lui. Situația a fost clar, vizibil, manipulată într-o direcție pe care nu ne-am dorit-o noi și e clar cine și-a dorit-o. De exemplu, mașina mitropolitului meu este de un an jumate în Sibiu și se plimbă cu ea în Sibiu. Dar acum a trebuit să fie văzută. Și reîncălzit trinitotoluenul și să mai bat jocorim o dată. Am mai găsit ceva, domnule, am mai găsit tot ceva. Sigur că da. Adică toți cocalarii, bă, cațași, care fură de spargă țara asta, au dreptul la mașină și o vlădică nu. Toți șmecherii ăștia care acum își parchează prin pușcărie conștiințele, au furat de-au rupt. Unii n-au furat cât pentru o mașină, au furat cât pentru autostrăzi întregi. Măcar bine, slavă lui Dumnezeu, că lunetistul meu preferat a semnat că le putem lua banii înapoi. O să vedem ce se va întâmpla. Dar de aici până la exagerare, de exemplu, era firesc pentru cei care au făcut armata și cei care n-au făcut armata. Chiar vreau să vă indic, nu intrați în foc pentru că vor televiziunile. S-ar putea să bubuie locul. Când se dă cod roșu în spațiul ăla, nu intră decât oameni acreditați să intre acolo. Am avut conștiința fermă că a fost militar al armatei române, că acolo, între oamenii din linia întâi, este și un preot care își asumă funcția de preot în echipa de intervenție. Și așa a fost. Preotul de la pompieri a fost acolo. Preotul paroh a fost acolo, în cămașa cu mânecă scurtă, dar era acolo. Preoția mea nu stă în hainele mele. Ei ne spun să nu mai umblăm atâta în fuste. Na, când n-am fost în fuste, nu ne-au văzut. Și am să vă spun unde e răutatea imaginii. Când a explodat fabrica de făină la Brașov, am trimis 3 preoți în dispozitiv, pe cel de la jandarmerie, protopopul și un preot care stătea mai aproape de locul respectiv și a fugit cu mașina, și alți 2 preoți au fost la spitale. Ați văzut la televizor că au fost preoții? Bine că n-au văzut că n-au fost, știți? Deci, vă rog eu frumos, uitați-vă în direcția în care știți că este biserica, nu în care vă arată că nu e biserica. Zice, părinte, să ne vorbiți despre ce s-a întâmplat la colectiv. V-am văzut în stradă. Eu nu am ieșit în stradă pentru colectiv. Eu am ieșit în stradă pentru niște tineri din Sibiu care încercau să-mi spună strigând ceea ce puteau să-mi spună foarte ușor. Eu respect foarte mult că au ieșit în stradă. Bravo! E minunat! Ne-au convenit când străzile au schimbat guverne și președinți. Trebuie să învățăm, să-i lăsăm să schimbe și atitudinea noastră față de ei. Am deschis ușile catedralei dintr-un respect profund, pentru că eu știu că orice mulțime în fața unei porți închise devine agonică și vrea să rupă. Ei sunt bineveniți oricând în biserică. Dar în biserică știți că se vorbește, tonul îl ridică numai preotul și strana. Atât. De ce o mamă sfătuiește copilul să se despartă de soția lui și mama copilului său? Pentru că e o mamă care vede nora sa dușmanul ei. Poate nu-i convine cum vă purtați, poate că are argumente, dar asta e o treabă între dumneavoastră, duhovnicul dumneavoastră și rugăciunea pentru mama respectivă. A mai apărut un bilet de la intersecție. Bacău 12 FDR. Frontul Democrat Român, da? Bacău 12 FDR. Păi, oameni buni, dar chiar așa cum parcați? Că mă enervați acum. Revin. În situația relației dumneavoastră cu mama soțului dumneavoastră, noi în sala asta nu o să putem face nimic decât să ne rugăm. Cum poți ajuta pe cel care trăiește o decepție în afară să te rogi? Ce să spui ca să-i întorci mintea? Păi totul e să nu-l bagi la cap să-i spui că, mamă, ce decepție trăiești. Uite, mă, uite, mine, ți-ai revenit un pic. Vai, nu credeam. Credeam că ai să fie și mai rău. Păi mi-e mai rău un pic. Și mai rău de atât. Mi-e mai rău. Bun, perfect. Acum e perfect. Deci nu le dați cuvinte proaste. Dați-le cuvinte bune, cuvinte vii, cuvinte de care să se lege. Știți ce greu l-a spăvărit când vine câte unul zice, părinte, vine să mă atârni un ștreang. Și ați poftit?
Îmi vine să mă tân, nu știu. Poftim! Îmi vine să mă tân. Când se aude ce zice, nu mai gândește la ceea ce s-a gândit înainte. Faceți-i pe oameni să spună tare ce-i doare. Luați-i de mână și duceți-i la oameni care sunt specializați în asta. Cum ar trebui să reacționăm când ne este refuzat ajutorul? Nu, depinde de situație. Ci că ajută-mă să pun bomba asta. Lasă, lasă. Dar asta e la altă confesiune. Sigur că atunci când ne este refuzat ajutorul, trebuie să vedem de ce nu ne este dat ajutorul și dacă ajutorul ăsta chiar ne este de folos. Pot să vă dau un exemplu, că așa, văd că încă n-a venit dimineața. Eu când am vrut să fac liceul militar, ne-am ținut din tot din adinsul. Mai cu seamă, îi vedeam, aveam câțiva vecini de-ai mei îmbrăcați în albastru cu dungi roșii. Mamă. Și poezia mea în casa întâi a fost aviator, aș vrea să fiu, să zbor spre zările albastre. Mă și vedeam la Bobocu, făcând pe aici experiență pe deasupra Bacăului. Când i-am văzut prin ce trec săraci pe aici, mai las, mai bine. Ofițer la sol, că e mai practic. Prima dată aveam note mari. Eram băgat într-o mișcare sportivă, deci aveam toate aturile ca să fiu admis în școală. Aveam 10 pe linie și nu văzusele așa ceva. Văzusele. Și la un moment dat, când mi-au pus cărticica aia, știți, cu, ca la condusul mașinii, cu cerculețul și cu biluțele, ce cifră vreți? Pauză. Asta? Pauză. Un fel de discromatopie se cheamă. Alo, mi-a fost greu și să învăț ce am, dar mi-e să accept ce am. Doamne, dezamăgire cruntă. Nici nu m-am gândit la planul B, că n-aveam de ce mă gândi la planul B. Bine, am acceptat așa la o săptămână, niște prieteni de-ai tatei, cu tata, au rezolvat ei să mă duc în fața comisiei, ca să-mi dea ei totuși Auschweiss-ul, că de la Brașov la liceu nu te mai controla nimeni pe chestia aia. Și mă duc acolo și zice, era un domn major, medic, militar, ce, mai copile, ia-te băi, Costic, aici, vezi tu mă că o scrie 27? Mă uit și zic, nu! Asta ce mai copilă? Ia uite-te aici. Vezi 33? Era pe verde. Zic, nu! Mi-a mai întrebat, să uite, tata, dar tata n-a schițat un gest. Deci tata nu mi-a spus că a vorbit cu ei, nu mi-a spus nimic când a plecat de acolo. Și zice asta, băi copile, să ne înțelegem. Uite-te bine la 53 ăsta de pe foaie și zil. Și am zis, nu pot. De ce? Dacă voi, aveam 14 ani, zic, dacă voi ajunge ofițer în armata română și din cauza neputinței mele de a vedea lucrurile astea, soldații mei vor muri. Eu nu pot să mă duc în armată așa. Tipul și-a pus casca pe cap, s-a ridicat în picioare, zic, copile, să trăiești. Ce de ofițer de ăștia mai bine. Era un ajutor, vă dau scris, că nu m-am mai proprit nimic până la admitere și nici nu știu dacă mi-ar fi făcut plăcere să fac liceu militar. Nu bag mâna în foc. M-am întors după ani buni la Brașov, în calitate de preot, la o sfințire a unui monument al eroilor. Și ne-am povestit momentul acela și din mulțime s-a desprins un colonel de medic și zice, confirm întru totul că așa este. Părinte, să-ți dea Dumnezeu sănătate. N-am ajuns mai puțin decât ofițerul armatei mele, dar am ajuns-o pe linia în care Dumnezeu nu mi-a cerut să văd cifre, ci să văd ceea ce nu se vede când nu vezi cifre. Și de aceea sunt legat la modul superlativ de orice fel de acțiune armatei române, pentru că eu rămân în continuare cu un veston, nu cu grade de altă armă decât rachetist ce sunt, cu un veston sub reverendă. Eu nu cred că între reverenda mea și vestonul militar este o diferență. Cred că Dumnezeu ne-a pus de strajă, pe unii la hotare și pe alții la hotarul cu cerul, asta e clar. Tot ajutorul de atunci mi-ar fi facilitat o grămadă de lucruri. Unde mai pui că în armată, ca să vedeți ce înseamnă glumele lui Dumnezeu cu carierele noastre. În armată am fost planșetist, unde se scrie cu galben pe verde cum vin avioanele. Era ta, cea mai scumpă e vederea, cea mai scumpă e vederea, nu aveam nicio treabă. Mă descurcam doar pentru că învățasem pe de rost tot ce însemna planul de zbor și toate culoarele de zbor, dar în rest n-aveam niciun talent. Uneori Dumnezeu zâmbește. Ce putem face pentru semeni? În paranteză, concret, egal 2015. Închidem paranteza. Vreți să măriți salariul minim la 2015? Doamne ajută! Putem face o grămadă. Uite, să-i fac să zâmbească într-o sâmbătă seara.
Nu e una dintre cele mai frumoase sâmbete din viața dumneavoastră? Pe bună. Noi tot timpul credem că trebuie să facem ceva. Avea fratele Traian Dorz un poet de la Oastea Domnului, o vorbă: întâi să fim și apoi să cerem. Știți? Fiți frate semenului și atunci nu e o problemă. Știți? Din start ce aveți după voastră. Cum lărgim sufletele noastre pentru a primi pe aproapele nostru așa cum este el? Nu. Cum lărgim? Inima noastră, nu sufletul. Sufletul nu se lărgește, că nu-i ciorap. Dar inima, unor, atriție și contriție. Fiți atenți. Încercați următorul. Care vii cel mai mare dușman? În afară de bărbat, soacră, episcop la unii, protopop. Da? În afară de ăștia care spun. Da? Deci gândiți-vă bine că dușmanul cel mai mare, dacă lăsați să vă intre în inimă și să vă cotropească, el fiind mare, face inima mică. Inima se lărgește când porniți la bătălie, fiind conștienți că aveți de dat, n-aveți de luat. Sau aveți de luat palme și pumn. Știți cum nu se dezamăgește omul, nu? Un om nu se dezamăgește dacă nu se amăgește. Deci încercați să fiți pentru celălalt inima care bate pentru el. Nu să vă fie ușor, dar nici imposibil. Să ne spună ce se întâmplă cu sufletele creștinilor care cred în reîncarnare. Mai e o întrebare. Ca credeți în reîncarnare? O să fiu măgar acum, dar trebuie să fiu măgar, că nu mă pot abține. Muierea mea e la bărbat. Ce vei bărbate, bă? Zi, fată. Ce cum e mă cu reîncarnarea asta? Pe dragă, și să-ți povestesc că am fost eu la guru al meu și mi-a explicat că dacă mor în lumea asta, aici, spațiul ăsta Carpatul Danubianu Pontic, plin de reîncarnări de altă, de așa, de tradiția lui, nu? Aici mor și renaște într-un alt spațiu și într-o altă geografie spirituală sub forma unui animal. Da, o să pot fi o văcuță? Ce nu, dragă, nu poți să fii de două ori la fel. Dumnezeu să mă ierte că minimalizez și caricaturizez, dar m-am săturat de 20 de ani să aud pe ăștia cu sincretisme vulgare. Dacă i-ar auzi ăștia care au scris Brahmaputra și alte povestioare despre Vișnu, și-ar râde în papuci. Eu i-am întrebat la un moment dat, cum ați putea să dați model de spiritualitate și de atingerea unor lucruri spirituale un nene care a murit de dezinterie sub un copac, mâncând ficat de gâscă. Mi-a zis mie odată un mare, mare gânditor, ăsta de le știe pe toate, fiind el inginer. Și zice la un moment dat, ce biserică îndeamnă pe copii, la locuri le vorbește despre morți. Da, mă, dar ne vorbesc despre mortăciuni, voi nu vedeți? Ne pun să mâncăm mortăciuni. Uitați-vă ce avem prin magazine. Ah, că sunt frumos împachetate, tot mortăciuni sunt. Ne prezintă câte una care nu o să-i putrezească exact silicoanele. Ne-ar vrea niște mortăciuni ambulante, domnule. Mi-a zis mie unul, părinte, Socrate este net superior lui Hristos. Zic, știu, prin cucută. Cum poți să faci dintr-un filozof care se sinucide model de viață pentru un copil? Dumnezeu să mă ierte. Dumnezeu să mă ierte. Ce le spălați creierul copilului? Sigur. Știți că am redobândit un respect enorm pentru Emil Cioran, cel mai sănătos filozof, din nefericire cârtit și amvoajat de toți nesănătoșii. Dar până și filozofia lui, de altfel, cea mai interesantă invectivă anti-pro-Dumnezeu, din câte am citit în Morala Modernă, a dus la copii care au sărit de pe podurile din Paris în Sena. E dificil. Vorbiți-ne despre rolul doctorului, adică a duhovnicului în realizarea vindecării. Duhovnicul este exact ca medicul, trebuie să facă istoricul bolii, să constate boala, să vă ofere o parte din medicație, dacă este nevoie să vă ajute la cauterizare, operare, depinde și de profesiunea lui. Știți că noi avem foarte mulți preoți de familie, avem preoți de clinică și avem câțiva experți, foarte puțini, care aia trebuie să facă ceea ce știu să facă mai bine. Dar ce am învățat eu între relația duhovnic și doctor este că exact cum doctorul nu poate lucra de unul singur, nici duhovnicul nu poate lucra fără echipă. Îndărădnicia preoților de a crede că noi singuri rezolvăm problema, nu e de la Dumnezeu. Eu am fost crescut într-o clasă din care din 38 de oameni, 35 au ajuns medici, plus minus, unii sunt asistenți, dar pe funcție de medici. Și să știți că de la
colegii mei de liceu, pe care îi iubesc enorm și îi pomenesc cu un drag nesfârșit, am învățat că duhovnicul este medic doar în măsura în care a învățat perfect, perfect, cu ce boli se întâlnește. Noi avem nevoie să nu-i avem pe oameni. Deci eu mă bucur când oamenii îmi zice: „Vai, Părinte, n-am mai fost de atâta timp la spovedit.” Și eu zic: „Bravo! Înseamnă că ți-a fost bine. Că tu când ai venit la spovedit, ai venit să-mi spui că ești supărată pe Dumnezeu. Înseamnă că te-ai mai împăcat cu El. Dar împărtășiți-vă cât puteți de des. Spovediți-vă cât mai atent. O să vedeți cum se schimbă lucrurile.” Ce spune Biserica despre egalitatea dintre sexe? Să ne ferească Dumnezeu de sexe egale. Să știți că fundamental pentru a înțelege sexualitatea familiei și a omului este taina botezului. Noi nu avem un botez special pentru bărbați și un botez special pentru fetițe, da? O să ziceți: „Da, dar nu le ducem pe fetițe în altar.” Iată ce inegalitate. Eu le duc. Și știți de ce le duc? Toată lumea zice că nu-i nicio femeie în altar. Serios? Dar cine-i pictat așa deasupra altarului? Nu-i o femeie? Când ești ca ea, aici ai căutat în altar. Când nu ești ca ea, ce să cauți în altar, tătică? Deci nu avem o cununie. Se cunosc robul lui Dumnezeu, Gheorghe, cu a dracu să fii muiere nenorocită, prăpădită. Zicem noi asta? Nu. Spunem asta. Și mai e ceva. Noi nu spunem să cunoaștem robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Gheorghe Ionela. Da? Tot cu roaba lui Dumnezeu. În Dumnezeu se face egalizarea. Între oameni noi, egal, veniți-vă în fire. Astea sunt bâlciuri. Ideologii. Ceea ce mă impresionează pe mine este că întotdeauna femeia este superioară bărbatului. Ea naște, bărbatul nu. Bărbatul cel mult asistă dacă are sânge, dacă nu, stă acasă și bea. Să se încurajeze. În Sibiu era o tradiție, bănuiesc că în Moldova nu-i deloc așa, în care pe mama nu lăsau să vină la botez, la botezul copilului. A ferească Dumnezeu, dar cum ți-ai aici, că e spurcată? Haideți să fim serioși. Rugăciunea aia se face acasă, aia, când pare ea că e spurcată, deși noi nu spunem că s-a spurcat prin naștere. Noi rugăm pe Dumnezeu să o vindece, să o... E o rugăciune de încurajare a femeii. Acum, sigur, dacă citește popa ca nesimțitul, știți, ca la știri, rugăciunea, sigur că femeia se simte un pic oprimată, dar asta e problema tonului care face muzica. Și m-am încăpățânat de câteva rânduri să o aduc pe mămică în biserică, știind bine cu ce babă mă bat acolo. Și am zis: „Vai, părinte, dar nu e voie, adică tu, femeie, gata, muiere, e voie să se cațere acolo, e gata.” Eu la bază sunt laborant ginecolog, deci... Ușurel, dacă vreți amănuntă, nu vă spun. E gata să moară acolo, e gata să sufere acolo la maxim. Femeia când naște este egală în veșnicie cu soldatul din post în linia întâi, pentru că e la un pas de măra, milimetri de moarte. Cât de bun ar fi medicul ginecolog? Eu când iau pe cei care dau în judecată medicii ginecologi că le-au murit copii sau li s-au îmbolnăvit matone, noi nu suntem conștienți că medicul nu-i Dumnezeu. Săracii de ei fac ce pot. Dacă tot atunci numai luna nouă, după ce naști să te vadă ginecologul, ce să facă cu tine? Ce, dar ne-a asigurat că este bine. Păi da, în momentul când te-a văzut era bine, dar binele ăsta devine nebine în fracțiuni de secundă. Nimeni nu-i Dumnezeu. Le tot spun la doamnele astea care au copii: „Băi, ce tot mergeți, mă, să vă vadă medicul la ecograf? Aveți piese de schimb? Dacă copilul n-are ceva, îi luați din raf și puneți copilului. Numai vă speriați și din sperietură se naște drama copilului.” „A, da, aveți dreptate, așa, da, am așa, da.” Deci, repin, superioritatea femeii este netă. Mi-a spus cineva că femeia nu-i preot. O mamă care frânge pâinea copiilor la masă este preotul casei. Hai să ne asumăm roluri pe care nu le avem. Cineva comenta că: „Vai de mine, dar iară scoatem abecedarea cu femeia cu șorțul și bărbatul pe tractor.” Dar ce-i vrea, să pui tractorul pe femeie și bărbatul pe șorț? Ce părere aveți despre terapiile complementare gen Reiki, care nu le exclud pe Dumnezeu? Ha, deloc nu le exclud pe Dumnezeu. Ma, Hristos numai Reiki făcea. Da.
Vă vând un pont și vă rog să-l țineți minte. Ce nu este în liturghie, nu este teologie. Punct. Când o să ne vedeți pe noi la liturghie, dați o tasă energetică, iubiți credincioși? Înseamnă că s-a dus biserica. În loc să zică, păi, între pace tuturor, să zică, faceți o frecție pe spate. Dați cu degetul mare. Eu respect efortul oamenilor care încearcă să ne facă bine prin terapii complementare, pentru că asta arată că sunt atenți să nu ne rănească. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să înțelegeți la un moment dat că toate genurile astea intrate în cultura română, în ultimii ani, sunt niște farafastâcuri. Este un soi de fariseism al sincretismului. Ușurel, că la urmă am mers eu la medicul meu, la care țin enorm, medicul meu, chirurg, care m-a dus și a spus, cum am făcut la ulcerul meu varicos, care făcuse gaură până nos, din grija unora, care mi-au dat creme, mi-au dat pase energetice, părinte, v-am trimis o bioenergie, da, mulțumesc de bioenergie, m-a durut urechea o săptămână. Și altele de genul ăsta, și omul foarte cald, după ce am explicat eu tot demersul meu, a scos bisturiul și a zis cu bisturiul mână, că părinte, aici soi de operație se face cu aici soi de instrument. Punct. Eu am rezervele mele și la operațiile laparoscopice și la cele cu laser. Că ele sunt așa, o parte dintre ele, sigur că sunt binevenite, că nu ne invadează, dar ne deranjează. Și să vă spun ultima gogoriță pe care am auzit-o. Omul cel mai important din femei, din seria de finanțare a spitalelor, ne-a atras atenția public, dar numai cine a fost să-l audă, l-a auzit, că noi am investit prea mult în tehnică și prea puțin în oameni. Știți că aparatele alea fără oameni să le miște? Servus! Nu faci un remene la cap dacă ți-ai pus la picioare scula. Adică cineva trebuie să spună unde sunt picioarele, cam așa sună. Dar noi nu, din nefericire, noi nu remarcăm mecanismul uman care ține tot mecanismul ăsta în mână. Noi avem nevoie să investim în tinerii din medicină. Nu în toate prostiile alternative. Mâine, poi mine, parcă văd că o să avem cum arăta o secție de tratament prin urinoterapie într-un spital județean. Că e terapia alternativă așa, hai să fim serioși. Care este raportul dintre biserică și masonerie, în paranteză șef, șef la masonerie? Vă spun eu care e raportul între biserică și masonerie, că acum se vede, ușurel. Faptul că noi construim Catedrala Mântuirii Neamului este o mare pacoste pentru poporul român. Faptul că tot guvernul român a dat pentru templu masonic pământ să se construiască templu, nu e nicio problemă. Este o relație pe bază de orbire. Dar nu între șefii bisericii și șefii masoneriei, ci între mason și noi, oamenii de rând, pe care oamenii ăștia încearcă să ne explice că ei nu sunt foarte virulenți împotriva noastră. Așa o fi. Eu nu-i judec, eu doar mă rog pentru ei. Am prieteni foarte buni care au intrat în tot felul de grupuscule și grupuri de genul acesta și mă întreabă, părinte, e bine? Și azi conștiința ta ce-ți dictează? Jumătate din cei care au zis că e bine într-o lună se întorc să spună că nu se mai simt în siguranță. Asta e. De ce Dumnezeu nu-i vindecă pe cei bolnavi de cancer? Glumiți! Există un părinte care face o teză de doctorat despre modul în care Dumnezeu intervine în vindecarea de cancer. Nu mai faceți afirmații generale. De exemplu, la mormântul părintelui Arsenie Boca la Prislop sunt înregistrate în documente, o parte în înregistrări de genul serii acestea, peste 156 de cazuri de cancer vindecat. Veniți-vă în fire. Biserica, din acest punct de vedere, are resurse. Deci sunt oameni care duc o viață sănătoasă, sunt credincioși, merg la biserică și totuși se îmbolnăvesc. Păi care e relația între am făcut și mi se întâmplă? Noi, boala aia stoarce ultima îngânfare că mergem la biserică, nu? Dacă ne îngânfăm că mergem la biserică, suntem buni, suntem cuminți, ce băieți, suntem așa, de ce mi se întâmplă mie? Dumnezeu nu răspunde la întrebarea de ce. Și cine? Asta e. La pierderea ființelor dragi ne îndepărtăm de credință. De cele mai multe ori. Care sunt pașii pentru vindecarea sufletului? Să știți că pentru a vă vindeca de necredință la pierderea ființelor dragi, creșteți-vă credința și dragostea cât îi aveți. Noi ne plângem morții din egoism. Bye.
e ce îmi lipsește acum. Dar în viață când era... Păi da, dar acum îmi lipsește. Dar în viață când era... Păi da, da, eu acum simt-o... Dar în viață când era... Da, sunați-vă părinții care mai aveți mai des, îmbrățișați-vă pe cei care... Îmbrățișați și pe cei pe care urâți, dar minte pe cei care iubiți. Fiți mai atenți, mai tandri în familie. Orice minut pe care nu-l petrecem unii cu ceilalți, e un minut care nu se recuperează după moarte. M-a impresionat astăzi în alt preasfințitul când mi-a dat Ioachim, când mi-a dat o icoană cu Sfânta Paraschiva și zice, vă rog să-i cereți Doamnei și copiilor să vă mai lase să mai mergeți la conferințe. Eu sunt un tată nenorocit de Sfântul Nicolae, eu n-am fost acasă. Dar m-am gândit că poate bucur pe alții și care erau departe, erau la Bruxelles, și care nu cred că aveau pervază pe care să-și pună bocancii și ne-au strâns toți în biserică, ne-am pus bocancii pe pervazul bisericii și măcar niște cuvinte în dar de la Moș Nicolae tot merită. Iar copiii mei au asumat asta. Asta e până la urmă. Eu, după tata, regret... Deci eu, în raport cu tatăl meu, sunt într-un regret continuu, dar asta mă face mai rugător, mai atent, mai zâmbitor cu mama. Știți? Cum zic? Adică revin, intrând în foarte multe celule ale pușcăriilor comuniste, mi-am dat seama că nouă oamenii ne lipsesc. Părinții ne lipsesc, ne lipsesc răzeșii lui Ștefan, nouă ne lipsesc răzeșii, oamenii liberi. Noi nu avem pierderi doar la ființe dragi. Eu nu mă bucur nici de moartea ființelor pe care nu le-am înghițit, pisici, șoareci, da? Că astea sunt ființele, oamenii sunt persoane. Dar trebuie să fim puternici pentru că Dumnezeu ne ține în puterea Lui. Rugați-vă, încercați să ajutați pe cineva cât mai mult și când dați de un caz medical identic cu al tatălui sau al mamei care s-au stins, fiți pregătiți să-i pregătiți pe ceilalți cu rugăciune. Atât. Nici nu-i greu. Dacă vrem să ni se ierte păcatele, trebuie să ne spovedim sau ne putem ruga singuri pentru iertare? E ca la benzinărie. Vrei să vă pună motorină, băiatul care știe să vă pună motorină, că mașina e pe motorină, sau vrei să băgați benzină într-o mașină care merge pe motorină? Nu? Riscăm să punem, să credem că cât e un semn de asta, așa, ce părinte, eu simt că m-a iertat Dumnezeu pentru că astăzi nu mi s-a prins laptele. Când îl fierbeam, nu s-a fumat. Noi căutăm semne de astea așa, nu mă. Semnul că suntem iertați este. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi-e sărată, te iert și te dezdec. Dar semnul ăsta trebuie să treacă în structura noastră intimă. Noi asta nu mai facem în Biserica Ortodoxă. Nu mai medităm la coborârea semnelor în inima noastră. Nu mai lăsăm să intre Dumnezeu în contemporaneitatea cu noi. Când intră Dumnezeu în tine, n-ai nicio treabă. Postul se ține și atunci când există o participare la un eveniment, de exemplu aniversare? Nu, atunci mâncați pentru toate celelalte zile. Cum? Cereți două pulpe de pui, nu? Că puiul are două, ba chiar trei, după unii. Să ne lămurim. Nu faceți tapaj din postire, asta e ideea. Sigur că pe masă mai nou se pun măsline, se pune pâine pe masă. Nu trebuie să vadă nimeni ce mâncați. Până la urmă, eu sunt invitat foarte des la câte o sfeștanie de asta, așa, super rubicondă. Eu nu înțeleg nimic de ce se strâng oamenii acolo, fac sfeștania. Părinte, ne-am gândit, e vineri, da? Ne-am gândit ceva, niște friptane cât jumate de capac de veceu, așa. Să te uiți la ei, măi, frate, ăștia nu înțeleg nimic. Dar te duci, dai. Îmi iau bucata în farfurie și mă tot plin. Vorbesc cu unul, vorbesc cu altul, să rămână. Până când unul, că totdeauna e unul. Părinte, vai, dar azi e vineri, am uitat să vă punem de post. Nu-i nimic, postim mâine. Mâine, încă o zi, puteți posti dacă vreți să vă meargă bine și după aceea încep să vorbesc despre teologia postului. Folosiți fiecare prilej de aniversare ca să nu bulversați oameni, dar să le atrageți atenția că există o perioadă de postire. Și nu fiți răi cu ei, atâta pot, ei din iubire fac toată asta. Gândiți-vă la copiii care asta le-ar lipsi, nu? Le-am zis că i-am făcut un tort de post. Serios? Există tort de post? Bine. Cum să-i mai zici tort de post? Deci acolo o gălușcă cu probă. Dar nu-i zi, mă, tort, că deja tort înseamnă că a ieșit din post. Nu e o chestie de... Ați menționat despre cei de 40 de zile din
din punct de vedere religios, ce semnificație au și dacă au vreo semnificație. După ce femeia primește binecuvântarea de a deveni. Între momentul nașterii unui prunc și momentul în care biserica intervine, sunt primele 8 zile în care preotul pune numele, binecuvintează casa pe cea care a născut și pune numele copilului. Ca să evităm un nume foarte des întâlnit în România, care înseamnă bebe, nu? Deci bebe, uite bebe! Bebe înseamnă nenumitul în limba turcă. Adică tălea. Ăla. Deci popa vine și zice, ia aghiazmul și zice, bebe, tu-l chemi. Știți că ăla care și-a prinde țigara după ce termina sfeștania? Păi dau cu tămâie și tu cu... Păi știți, nu mă pot abține nicio. Da? Deci cele 40 de zile ulterior, dintre, de la momentul nașterii și momentul botezului sau pe care le luăm, sunt ca o trecere prin pustie. În mod normal, pe vremea bunicilor noștri, femeile care nășteau în zonele sănătos mentale din România, și erau câteva, nici nu se ridicau din pat. Leuzia însemna un spațiu de sacralitate între femeie și copil. Când nu se întâmpla ca în desculț. Țineți minte că naște gemenele în câmp, vine acasă, da, și moare femeia, că nu îi se așează oasele, nu îi se închide bazinul, nu este lăsată să-și regleze o parte din funcție. Biserica e mult mai deșteptă decât pare, da, sau decât zic unii despre ea. Ea avea această cunoaștere din interior a vieții. Este și o perioadă interesantă, pentru că eu văd cum calculează 40 de zile să nu pice vinerea. Și eu zic, oricum noi nu botezăm decât dacă insistăm vinerea. Nu? Mi-a spus, e voie joia, e voie în orice zi. Ferească Dumnezeu să botezăm noaptea, la 1, la 3, fără martă. Câte botezuri în incubator am făcut și slavă Domnului, toți pe care i-am botezat acolo sunt vii. Să vedeți când botezi copii cu hidrocefalie și toți din jur se uită la tine, tu ce, zâmbind, pui, același lucru, adică... E o perioadă de foarte mare de... Eu le interzic, îi sfătuiesc ca în cele 40 de zile să nu intre nimeni peste mamă și copil. Să nu înceapă bunica. Mai dai pe pimpăși, să vezi cum mi se crăcanează picioarele. Uite, îi facem ceaiul ăsta, mamă. Că și, mamă, dar n-are nimic. Noi te-ai dăm ceaiul ăsta. Păi, nu pot să dau ceaiul. Îl dau că ți-a făcut și e bine. Adică, am auzit eu despre dopajul copiilor în România. Știți că există pe vremuri când plângeau copiii, se făcea ceai de mac. Acest este o dorm despre abstinența conjugală în post. Nu știu la ce vă referiți. Să știți că conjugalitatea în post nu este diferită cu nimic de conjugalitatea în afara postului, pentru că excesul, ca și abținerea fără rost, dăunează grav unității familiei. Punct. Binecuvântați, Părinte, Doamne ajută! Ce înseamnă vindecarea de prostie? Mă, nu știu, că la asta mă chinui de vreo 45 de ani. Mă chinui greu, greu. Să vă spun, doar îmi zic de 2-3 ani, nu mă mai duc să țin conferință, că îmi crește adrenalina, fac tensiune, mă sufoc. Ne, m-am vindecat? Nu. A să vă spun cea mai faină exprimare, cam ce se întâmplă cu ăștia din seculariștii ăștia care strigă împotriva orei de religie. Am citit într-o carte că o doamnă, o femeie, ca să zicem un bărbat, că nu sună bine povestea. O femeie ieșea în fiecare dimineață pe balconul din fața casei și striga: acum mă rog pentru ca să nu intre tigri în Bacău! Un copil nu aude el prima zi, asta a doua zi ies la ora, la fix, la 6:03. Acum mă rog să nu intre tigri în Bacău! Asta stă copilul să uită. Vine asta a doua, a treia zi, a patra zi, a cincea zi. Alo, copil. Tati, pot să vă zic ceva? Da. Tati, știți, noi nu avem tigri nici măcar la zoo. Nu există tigri în Bacău și primii tigri sunt la 1700-2000 de kilometri de granițele României. Aaa, înseamnă că rugăciunea mea a avut efect. Ce, cum să mă pocăiesc după niște păcate foarte grave? Le-am mărturisit, dar nu mă pot ierta deloc. Încercați.
Așa ne vindecăm de prostie. Când ne credem mai importanți decât cel care ne iartă. Când Hristos te iartă, nu e nevoie de iertarea ta. Dar trebuie să înțelegi că te-a iertat și atât. De ce se face multă reclamă lui Moș Crăciun și de ce nu se mai vorbește mai mult în media despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos? Doamnă, stați pe Trinitas. Știm că mirungerea este o taină pe care o săvârșește preotul și la sfârșitul fiecarei sfinte liturghii suntem mirungi, ceva pe aici. Miruiți. Hello! La sfârșitul Sfintei Liturghiei nu sunteți miruiți cu Sfântul și Marele Mir, ci cu un de lemn adus făcut de la Ierusalim cu parfum de la arabi, știți? Sau de la greci. Avem noi o boală românii, normal, noi la sfârșitul liturghiei trebuie să vă ungem cu un de lemn sfințit la taina Sfântului Maștru, adică un de lemn sfințit sau la litia, din seara, dinaintea liturghiei, nu cu tot felul de spray-uri. Ce bună ziua, vreți cu ulei de la Ierusalim sau de la grecii din... Păi de la greci, poftiți de la greci. Păi, serios? Uitați, cosmeticalele inculturii noastre, nu, la sfârșitul liturghiei nu suntem moși cu Sfântul Mir. Doar la momentul botezului sau la momentul revenirii în ortodoxie, dacă s-a jucat cu noi scaramoșul și ne-a plimbat pe la vecini. Ce ne putem mirui? E, puteți să vă turnați toată sticla aia în cap. E, nu știți. După să vă dărâmați oamenii din autobuz. Am eu câțiva colegi preoți când intră în altar și sfinții fac... Știți că și ce miroase frumos când e mult pute. Mamă, ce... Sunt multe necazuri. Ce întrebările sunt multe necazuri deopotrivă. Aici este o filozofie asupra întrebările. O să văd ce scoți. Da, cum să ne alegem un duhovnic în prezența căruia să nu avem nicio reținere, să putem să avem inima deschisă și îndrumările de care avem mare nevoie. Când îl aflați, să-mi ziceți și mie. Măi, oameni buni, dar duhovnicul nu e tipul cu care să bei cafeaua. Hello! Să te duci la Părintele Lui Ceafe, servus, Ducean. Am venit să-ți spun că am curvit, dragă. Dar să nu te deranjeze, da? Duhovnicul este o autoritate. În fața unei autorități, nu te prea simți bine. Ai așa un pic de frison. Că dacă te tragi de brăcinar cu popa, ai gata. Orice intimitate naște monștri. Vă dau scris. Uite, mai bine să nu... Inima deschisă se deschide în fața unei inimi deschise. Preoții lucrează foarte mult cu inima lor. Părem noi așa mai tântălăi, mai râzi de lume, toată aceea ce poți cu capul nori. Păi ăla e locul meu de muncă, nu? Dar fiți deschiși, lăsați așa să curgă, creșteți-vă, un duhovnic crește și din spovedanile credincioșilor. Aoleu, ce lecție nu l-a spovedit dacă ne-ați vedea, după ce spovedim câte o tanti care l-a văzut pe Dumnezeu sau câte un nene care trăiește în Dumnezeu. Băi, îți vine să stai jos, reverenda. Te duci acasă, să apie o groapă. Norocul preotesele, săracele lui mama, primele mucenici ale Bisericii Ortodoxe sunt preotesele. Doamne, suferă femeile astea și de la credincioși, și de la noi, și de la cei mai mari ca noi. Doamne, parcă sunt trupe de execuție publică. Amărâtele stau să-l scoată pe popă din depresie. Vine popă paralizat, așa, după câteva ore de spovedanie. Și ele sărați, ce să zică? Hai mă, părinte, vină-ți în fire. Asta e o stare bună, dar îți vine câteodată să intri în pământ. Eu mă duc în altar și plâng. Aud câte un om șoptindu-mi ca din mijlocul raiului. Sigur că ceilalți vomită iadul, dar dacă unul pe zi șoptește din rai adevărul, ești salvat. Trebuie să te simt, hai de mine, dar m-am dus la spovedit, dar n-am putut să-i spun părintele mare, dar când mi-a boit, lăsați cu părul creponat și cu ochii bulbucați de negreală și miroasa tutun când deschide gura și că râgâie un pachet pe zi, nici nu trebuie să mai întrebe nimic părintele, nu? Să trebuie fumați? Nu! No. De unde? Totuși, preoții au și noi și noi intuițiile noastre. Suntem noi mai proști, așa, mai proști mult decât inginerii ajunși voci publice în România, dar... Am o prietenă foarte bună, dar e adventistă. Nu.
Doamne ferește, cum e posibil așa ceva? Ce mă sfătuiți în acest caz? Să rup prietenia cu ea? Bă. Deci vreau să vă spun că o să vă mirați când o să ne prietenim cu musulmanii. Serios, prietenia este altceva decât părtășia liturgică. Șocul unuia dintre pastorii din oraș, un grup de copii s-au dus să colinde la Biserica Adventistă din oraș. Și au fost primiți, s-au dat niște cărticele frumoase, cu desene, cu... Și vine, a doua zi mă întâlnesc cu pastorul pe stradă, zice, părinte, să mă iertați că vă întreb. Da. Fetița dumneavoastră cântă cu voi în corul, cu tare, da. Știți că am fost azi la colină? Da. Nu vă deranjează? Și spune, ți-a cântat, te-ai bucurat, da, bum. Pe bune, chiar credeți că în întunericul ăsta de aici nu sunt alții de alte confesiuni, veniți-vă în fire. Asta e frumusețea ortodoxiei. E uite așa mare, rotund. Celalte, vedeți? A, B, C, G, R, C, L, O, O, ce veste, da? E încăpătoare, domnul ortodoxia. Noi avem de dat, le-a spus românilor peste hotare și vă spun și dumneavoastră, când vă duceți la servici, cântați-vă în surdină, n-am venit să cerem, am venit să dăm. Primești? Bine. Nu primești? Doamne, miluiește. Noi trebuie să dăm tot timpul. Sigur, trăsniți, dați-le cu Biblia în cap. Mai ales că știm toți, Biblia pădoros este. Cum putem deveni și noi? A, să vă zic. Când eram foarte tânăr preot, m-am dus la mormântarea mamei unui prieten între blocuri, la noi în Steagu, acolo la Brașov. La Iașov. Sau Bacșov, sau cum vreți dumneavoastră. Și când s-au apucat, doamna fusese adventistă, știam de ani de zile că e așa, așa a venit pastorul, băi, au făcut o scenă între bloc, dacă noi ortodoxi am face chestia asta, ne-ar râde presa. La ei nu. Au pus o scenă, a fost frumos, s-au cântat, s-au agitat. Știți că ele cu nani-nani după ce mor, ca la alte. Am tăcut, n-am zis nimic și prietenul meu zice, nu vrei să zici și tu câteva cuvinte? Zic, mai. Blocul tot. Ăștia erau convinși că i-au ars pe ei noștri, că le-au cântat la orgă, le-au cântat colo. Măi, dar lucraseră, eu am văzut cum au făcut repetiții pentru chestia asta. Dar noi nu-i nevoie, că dacă ai trei mormântări pe zi, ești gata. Știi, numai, nici mai e nevoie de carte la un moment dat. Și la un moment dat, da, mă duc eu acolo și era numai în reverendă, ca să subliniem pentru fundamentaliștii de servici. Nu eram cu epitrahil, nu era părtășie cu ei, nu m-am dus să mă rog cu ei. M-am dus și am zis, Hristos a înviat și toate blocurile, adevărat a înviat. Și am plecat. Zice, ce recomandați în cazul unei căsătorii mixte? El ortodox și ea catolică. Iubire. E singurul lucru. Iubiți-vă. Iubiți-vă și lămuriți-vă unde botezați copiii. Aștindeți pe ortodox, adică. Dar iubiți-vă, iubiți-vă și Dumnezeu vă dă soluții. Știți, adică, sper că nu e vorba despre un preot catolic și o soră ortodoxă, nu? Nu vreau să fac glume pe seama rezistenței lor foarte mari. De-aia iubesc pe marea majoritate a prietenilor mei care sunt catolici, preoți, le respect enorm de mult modul în care vor să meargă mai departe. E greu, e greutatea. Și cum trebuie să fiu un tânăr din ziua de azi ca să fie plăcut de Dumnezeu? Ca ala din ziua de ieri, de alaltă, dar credeți că tinerii, generații de tineri, toți suntem la tinerețe, nici nu avem șanse astfel să fim. Slavă Domnului! Ce ar trebui să facă mai concret? Aici e o întrebare, cum trecem de vama timpului pierdut în deșert? Deci unui tânăr îi recomand așa, ce îi recomand un fiu, dar nu mă ascultă decât când vrea, și celorlalți copii cu care mă trez, nu mai pierdeți timpul. Pierdeți prea mult timp. Eu mă uit așa, dacă aș avea eu timpul vostru, cărțile astea din bibliotecă, posibilitatea asta de a intra pe doctor Google, de a-l gândi la tot timpul. Oh, înnebuneam. Poate că de aia n-am avut. Mă gândesc. Amintirea mea cea mai de preț din tinerețe este când citeam Platon și Aristotel la soba de gaz de acasă din bloc, cu ușița deschisă, că gazul era cât lumânărica, lumină n-aveam, știți? Și câștigam două lucruri odată. Lumină de citit și căldurică să nu preznim. Astăzi,
într-o lume în care, vai, câte sute de mii de veioze, Doamne ferește să ni se taie curentul o secundă, vai, arde țara să te mântuie la război, da. Să nu avem unde ne încărca iPhone-urile, ia gândiți-vă. O România o zi fără iPhone. Doamne, fără lift. Nu? Încercați să nu pierdeți timpul pe care l-ați câștigat folosind tehnologia. Uitați-vă bine la tot ce avem în dotare. Asfaltăm, crăpăm, asfaltăm, crăpăm, asfaltăm, crăpăm, într-atât încât mai mult mergi prin crăpătură decât prin șosea. Aia, carte grea. Avem noi la Sibiu niște oameni cu carte beton. Beton. Beton armat, aș îndrăzni să spun, care au pus gurile de canal după ce au asfaltat. Și apoi au asfaltat și gurile de canal și au constatat că nu erau căminele de scurgere. Și au spart. E nebunie curată. Învățați-i pe copii așa. Sculatul de dimineață te duce exact unde trebuie, nu departe. Învățați să se spele pe dinți, să mănânce sănătos. Cântați-le când îi doare capul. Pupați-i, Doamne, când sunt triști. Aruncați la gunoi carnetele de note. Vă rog eu mult. Nu reprezintă nimic decât infatuarea unui sistem împotriva propriilor copii. Opriți-vă! Opriți-vă! Copiii noștri au nevoie de părinți, nu de școală. Școala are nevoie să fim părinți ca să poată să educe. Gem pieții profesori că trebuie să rezolve problemele noastre de părinți, de misionari la catedră. Uitați-vă la profesor, nu mai pot, domne. Până și cea mai acritură dintre profesori e mai dulce decât părinții care nu-și văd copiii. Unde mai pui că jumătate din părinți sunt plecați peste hotare și cred că rezolvă cu cadouri și cu SMS-uri creșterea copilor. Și unde câte o bunică de țelunile de ea. Am eu o bunică la Sibiu, trei nepoți târă după aia, zici că e trenul în gara, auzi? Și ăia nebun toți trei, simpatici, foc, foc, deștepți de put, leneși, leneși. Și le zic, bă, puneți masă, învățați, părinte, nu ne mai amenința, că te părâm. Tot de-a spai, de rup loc. Că m-am inervat acum. Ia ascultați-mă. Cine poate învăța un copil mai bine decât părinții ce înseamnă să nu te ratezi în viață? Școala? Școala? De unde? Cine poate ajuta un copil să vadă dincolo de moarte învierea? Școala? Păi sensul școlii este doar să gestioneze, să fii tu liber la servici cât stai acolo, să fie și copilul tău ocupat. Că ăsta e sensul din tâi al orei de 50 de minute. 50 de minute. În 1886, în Imperiul Prusac, ca să-i ocupe pe oamenii care lucrau proletar, s-au făcut ore de 50 de minute să stea copiii cât mai ocupați. Noi suntem încă în 1885. Toți profesorii știu că un copil român modern nu este mai mult de 7 minute atent la ore. Și tragem, facem simulări. Ce să simulezi la române când jumătate din copii au devenit analfabet și nu au curaj să vorbească, să citească public? Că nimeni nu-i ascultă. Cele mai frumoase ore din școală se fac pe coridor, în pauze. Când vin amăriții și spun de ce n-au putut să învețe. Cât contează ca un profesor să știe că unui copil i-a murit câinele prieten aseară. Zice, uite, toți dați extemporal, mai puțin tu, Ionica. Ionica, ia povestește-mi tu cât de frumos era câinele tău. Păi l-ai prietenului, domne. Trebuie să învățăm și profesori și părinți că ne-au fost copiii dați nu ca o iulea legată de picioare. Ei sunt sensul profesiei noastre dinaintea lui Dumnezeu. Ne-am făcut o școală pentru norme, inspectori, miniștri, secretari de stat. Toate barabulele fierte în creierele unor îndoctrinați politici. Subiectul școlii este copilul. Orice predicat fără subiect e mort. Nu existăm decât pentru ei și prin ei. Bun, răi cum sunt, cu muci, ăia-s fain. A venit, bă, iertați că am întârziat. Unde-i fă, bă? Ha, am băut o bere. La școala la teologie venea unul întârziat tot timpul, fiecare dimineață întârziat. Și zice, păi, unul dintre părinții profesori foarte sovie, vezi tu unde ai fost? Am fost la catedrală, prea cu cernice. Și ce ai făcut, mă, acolo? M-am rugat, prea cu cernice. Te-ai rugat și pentru mine? Ei, eu mă rog și pentru dușmanii mei, prea cu cernice.
Gabi îmi zice așa, că bebelușul înainte de a fi în burta mamei este în rai. Mă, Gabi, dacă tu zici, așa-i. Ești mai aproape de bebeluș decât am fost eu vreodată. Cu ce vorbe îmi pot convinge tatăl să nu mai joace la jocuri de noroc? N-aveți vorbe, vă trebuie terapie. Opriți-vă, iubiți-l, dovediți-i că-l iubiți, dovediți-i că știți că pierde bani, pierde timp și spuneți-i, din jocul ăsta nu poți ieși decât dacă te ajută cineva, singur niciodată. Cum să ne apărăm de avalanșa de răutate și ignoranță de la TV? Da, aveți un buton acolo. Ce? De îndemnurile societății, munciți, munciți, da, dar până la epuizare, da, dar pentru cine? În primul rând, nu mai munciți până la epuizare. Eu mă uit la mult, când ies oamenii pe stradă în București și în orașele mai mari, zici că zombie așa. Ce bucurie ai când ajungi acasă și câte treabă nevasta ești bine? Luați o pauză, voi, oameni buni. Munciți bine. A munci bine înseamnă un timp stabilit, mai ales că noi suntem mână ieftină de lucru. Știți de ce suntem mână ieftină de lucru? Pentru că noi ne trădăm demnitatea națională. Pentru că toți angajatorii noștri știu că oricât de mulți ai da afară de la servici, găsești la fel de mulți ca să-i reangajezi. Eu n-aș vrea să fiu în pielea unui patron care își bate joc de angajați la a doua venire. Poate pe pământ, da, dar în cer. Cât de greu este să ne mântuim? E imposibil. Noi nu ne putem mântui. Mila lui Dumnezeu ne mântuiește. Să nu vă închipuiți că... Îi mai auziți pe ăștia creștini după mersul trenurilor, fiind noi sunt creștini după altele, care ne zic tot timpul, eu sunt mântuit. Mm-hmm. Am fost într-o secție de spital întreagă. Și depresia este boală sau lipsă de credință? Este cauză sau efect? Este și boală și lipsa de credință a celor din jur. Pentru că cel aflat în depresie nu joacă numai cu sine depresia sa, ci se întâmplă ca în spațiul lui, în biotopul lui familial, tot timpul să existe bruiaje. Dar să știți că, revin, toți suntem puțin luați. Unii mai mult, unii mai puțin. Unii avem nevoie de ceai, unii de farmacie, alții de spital. Dar, în principiu, este bine să fiți atenți la toate semnele care dovedesc și că celuilalt de lângă noi nu e bine. În vechime, femeile considerate nu puteau intra în biserică fiind considerate necurate. Astea sunt metode care împiedică mărturia. Bine. Lăsând tradiția la parte, femeile, asta am stabilit-o, sper că am numit-o, da? Părinte, e păcat dacă te machiezi, vopsești părul, sprâncene, porți cercei, inele, podoabe? Pe mine mă întrebați? Părinte din Mihoc, Vasile, a intrat în anul 2 de facultate și s-a uitat așa o leacă la fetele din școală și a zis, cum recunoașteți voi că sunteți urâte? Noi urâte cum, părinte? Păi de ce v-ați machiat, nu să fiți mai frumoase? Și părinte, cum se vindecă această boală grea, băutura și vici? Bă, boala nu-i băutura, boala e alcoolismul. Băuturea dăunează grav sănătății, dar din băutura aia scoate bani statul, deci niciodată nu o să oprească să fie vândută. Că de acolo luăm noi bugetele mari și grele pentru construcția de orice altceva, de stadioane. Oh. Da? Eu lucrez de 21 de ani cu consumatorii de alcool și drog, ăștia de drog când mai târziu un pic. Și nu mai lucrez direct, ci prin psihologii de la centru. Dar vă atrag atenția că alcoolismul este cel care ne macină ca popor. Uitați-vă la noi când ne întâlnim. Mâna mică? O leacă aici, o leacă cu așa, o leacă în partea așa la altă. Dar noi nu bem, noi. Aici că ați băut deloc. Era odată unul care conducea un camion și era mang, rupt. Îl oprește toașul. Ce? Vreau să vă dau jos. Ce crezi că ne-aș vrea? Dar, vedeți? Românilor tot timpul găsim o glumiță pe seama alcoolismului. Oameni buni, alcoolismul nu e glumă. Nu e glumă. Nu e glumă. Se muncește foarte mult. Terapia la noi durează între 3 și 6 luni. De cele mai multe ori ne rugăm împreună și creștem împreună și facem o psihoterapie aplicată și apoi monitorizăm cazurile
avem, România, una dintre cele mai mari rate de ieșire din alcoolism. Toți ne spun câți bem. Nimeni nu ne spune că avem cea mai bună rată de ieșire din alcoolism, pentru că în sine creierul românului este mai sănătos, adică este mai optimiști, nu suntem chiar occidentali. Cum plouă... Uitați-vă, uitați-vă foarte bine, acum nu vreau să fiu rău cu nimeni, dar uitați-vă ce spun la știri când începe să ningă în București. Doamne, e moarte! Pe dumneavoastră vă rupe crivățul, vă bloca drumul între Bacău și Roma și aflăm la 3 zile după ce are zăpada 4 metri. Dar în București, dacă e un fulgușor pe microfonul reporter, iată, uitați-vă, e grav. Da? Bine, că prefecții totdeauna sunt surprinși și în decembrie și ianuarie, că ninge e altceva de la alt sector. Da? Dar vreau să vă spun că lucrurile acestea trebuie să le priviți un pic din interior. Alcoolismul nu este boală națională decât în consensul în care toți participăm la alcoolismul celui care bea. Să știți, toți suntem vinovați. Nevestele, fie că vorbesc prea mult, fie că ascund băutura. E tot o întrebare despre același lucru, așa că am să continui. Vreau să vă mai rog un lucru. Fiți foarte conștienți că alcoolul naște codependență, că într-o casă cu un om alcoolic, toată lumea este, într-un fel sau altul, dependentă de acțiunea lui. Și nu e ușor. Nu e ușor. Vreau să pricepeți lucrul ăla. Nu e ușor deloc. Se iese foarte greu din dependența de alcool. Uneori nu se iese deloc. Un copil căsătorit având un copil și luându-o pe ea cu un copil, la îndepărtată de familie și de nași, nu supără pe nimeni din familia lui. Gata, știu, e o poveste veche. Deci e scenariul dumneavoastră și viața dumneavoastră nu poate deveni subiect de conferință publică. Sigur că poate să iasă ceva bun inclusiv din nebunia asta. Care este diferența între stilul vechi și cei pe stilul nou? Paștele se servează pe stilul vechi. Sunt mai mulți ortodoxi pe vechi. Postul Sfinților Apostoli începe pe vechi și sărbătoarea se ține nu de... Între vechi și nou, diferența e de calendar. Unii îl citesc, alții îl îndumnezeiesc. Face Gigi Becali are un partid de factură religioasă? Este corect? Asta ne mai lipsea. Asta, abia aștept. Nu există nici un partid de factură religioasă. El poate să fie de ideologizare religioasă, dar nu de fapt. Când devii partid, deși l-ați văzut pe domnul Cristian Tudor Popescu că a numit biserica drept un partid. Asta înseamnă să-ți dai cu părerea în ceea ce nu știi. Un partid nu se definește prin ce se definește o biserică. Ceea ce remarc, în schimb, la Gigi Becali, de exemplu, este reacția lui. Nevoia lui de a spune că trebuie să opunem ceva la altceva. De obicei, la un extremism, se poate opune un alt extremism. Aici trebuie să fim foarte liniștiți și cu minți. Că ortodoxi nu avem voie să pierdem timpul cu prostii. Mi-aș dori ca fiica mea de 23 de ani să meargă la biserică mai mult, să se roage mai mult, să citească o carte sfântă. Ce ar trebui să fac? Așteptați-o că vine. Copiii cresc. De ce Dumnezeu îngăduie uneori să suferim perioade îndelungate? La întrebarea de ce, nu știu să răspund. Întrebați-vă. Puteți să ne oferiți exemple de lecturi, cărți pentru întărirea credinței sau pentru a ne apropia de Dumnezeu? Da. Sfânta Scriptură. Și apoi părinții bisericii, inclusiv cei noi. V-am zis, Joachim Parr este o lectură frumoasă. O lectură frumoasă este orice lectură care te zidește. Să știți că Oscar și tanti Rosa Eric Schmidt are aceeași valoare ca o cateheză despre înviere, lejer. Să nu credeți că Luther avea o vorbă, cât era el de monobiblic, așa, avea o vorbă Luther care spunea să te ferească Dumnezeu de omul unei singure cărți. Știți? Ia uzi. Cineva zice aici că el consideră că am aculcat cu o femeie căsătorită, nu este neapărat un păcat. Sau e fapta rea, dacă se dorește asta. Aș vrea să-mi argumentați de ce ar fi păcat. Nu vă pot aduce niciun argument, iertați-mă. Cred că este un păcat. Credința și morala creștină ne îndeamnă să spunem că a încălcat porunca lui Dumnezeu să nu dorești la femeia aproapelui tău. E drept că crezi că și la măgar și la altele. Te rupe de Dumnezeu. Tot lucru care te îndepărtează de Dumnezeu și te apropie de minciună e păcat. Grijă mare. Ce ne puteți spune despre soartele oamenilor?
soartele. Am vorbit. Dumnezeu preștie totul, dar nu predetermină nimic. Ce vă rog să ne vorbiți despre disciplină și relația patron-angajat. Cred că am vorbit destul. Știu unde bateți. Gata, ho! Sunt prea mulți șefi în sală să înțeleg. Știți că pe mine mă uimesc că preoții noștri care când ajungem la pilda bogatului nemilostiv, Doamne, trăznesc în bogați de rup. Da, mă, oameni buni, dar sunt bogați care plătesc facturile bisericii, opriți-vă. Hello, angajații, n-aveți voi nesomnul șefilor voștri. Vă aveți doar salariul de la el. Da? Părinte, care este cea mai mare temere a dumneavoastră și cum o vindecați? Băi, mi-e teamă de, nu știu, cea mai mare temere pe care o am eu și nu mi-o vindec, este că n-am să mă ridic niciodată la nivelul aplauzelor dumneavoastră, pe bune. Ieri am primit un șut, un om foarte important din cultura românească vorbea despre vedetizarea părintelui Necula. Credeți-mă că am conștiința fermă că n-aș fi dorit să am niciun timp în viața mea în care să ies în față. Îmi pare rău că biserica este în criză și că a trebuit să-mi pun sufletul la bătaie pentru astfel de chestii. Mi-ar fi plăcut mult mai mult acum, de exemplu, să fiu acasă, să spovedesc cu oameni, să mă pregătesc de liturghie, să dorm și eu liniștit, nu să-mi înghețe picioarele pe scenă. Chiar mi-ar fi plăcut, pe bune. Nici un popă nu se vrea vedetă. Popii au o singură boală. Când sunt căsătoriți, că aia necăsătoriți, mai vreau câte o episcopie ceva. Dar ăștia căsătoriți nu au decât o singură boală. Să ajungă și ei în rai acolo, coadă de mătură, dar să fie în interiorul raiului, nu afară. Atât. Sunt elev în clasa 12 și vreau să continui studiile la Facultatea de Aviație. Wow, stewardeză, iar tatăl meu susține că această meserie te depărtează de Hristos. Ce părere aveți? Domnișoară, să vă spun. Am constatat pe pielea mea. Nicăieri nu găsești o unitate umană mai strânsă în profesiuni decât în sala de operație și în avion. Sunt grupurile care avem încredere și ne punem în brațele lor cu totul. Iar să-i spune statele dumneavoastră că cu cât te înalți mai sus în metri, te apropii de șef. Cum trebuie să-i caracterizăm pe ceilalți de alte? Nu-i trebuie să-i caracteriza, înseamnă a eticheta. Hristos nu iubește etichetările, asta este limpede. Și că masoneria din jurul bisericii, ipocrizia lui Leonardo, dar nu știu de care, nu știu ce să ziceți, vrem să fac o schimbare în bine, în lume, dar sunt slab. Cum pot deveni mai puternic ca să fac această schimbare? Păi lucrați cu dumneavoastră. Lucrați cu dumneavoastră, liniștit, nu vă grăbiți, când nu vă este. Știți că cea mai frumoasă definiție a vieții creștine este ai căzut, ridică-te, ai căzut, ridică-te, ai căzut, ridică-te. Adică toți suntem pe un carusel. Mai este speranță în aducerea în biserica generației 98-99. Aș pune pariu că dacă ați ridica mâna câți aveți copii buni din 98-99, sunt mai mulți decât cei pierduți, clar. Dacă e pierdut cineva, că Dumnezeu nu are a pierde pe nimeni. Și asta e treaba noastră. Cum am putea să facem ca lenea dintre noi să fie lumea dintre noi? Nu știu ce scrie aici. Sper că nu lenea. Să fie mai bună. Tot când vrem să fie ceva mai bun, trebuie să muncim un pic mai mult. Să știți că și în familie, dacă este să fim cinstiți, nici măcar în familie nu suntem egali. Era un bătrân odată care avea o doamnă care vorbea cam cum vorbesc eu acum, ca televizor, știți? Și ea vorbea, părintele, actualul mitropolit al Ardealului, îl întreabă pe nenea la ce, păi nene, cum reziști? Simplu, părinte, cum? Dimineața vorbește ea, după masă tac eu. Cum s-a vindecat Saul de boala urii și a necredinței? S-a vindecat oare? Sau e un mare orator impostor? Oh! Eu cred că Saul s-a vindecat bine, că îl cheamă Pavel. Iar numele nou pus e ca și cum s-ar boteza și-a intra în biserică. Lăsați speculațiile astea cu oratoria, aș vrea să vă văd vorbind. Că toată lumea crede că ce spui e numai din vârful buzelor. Ce să facem atunci când ne îndoim de existența lui Dumnezeu? Să vă îndoiți cu argumente.
și să o luați de la capăt ca să găsiți contraargumente. Eu personal nu m-am îndoit neapărat de existența, eram un agnostic, nu eram un ateu. Dar am conștientizat pe zi ce trece că nimic nu se explică fără Dumnezeu. Niciodată n-am văzut așa ceva. Biserica e puternică. E o corabie a mântuirii. Și cum să ne rugăm? Cum apucați? Rugați-vă cum vreți, numai rugați-vă. Cum se poate scăpa de frica de eșec? Păi, nu puteți scăpa de frica de eșec. Depinde ce vă propuneți, că acum eșec poate să zice, vreau să-mi fac acum un pot peste Bacău, așa, din crembuști, de post. S-ar putea să vă iasă din crembuști, dar să nu fie de post. Doamne ajută! Cum ne putem vindeca de patima desfrânării? Greu, foarte greu. Vă trebuie un echilibru în celălalt care să vă ajute să vă vindecați de desfrânare. Și când zic celălalt, nu la ion, un ion. Iosif, soțul Sfintei Fecioare, locotnicul, termenul corect e locotnic. Sfintei Fecioare Maria a mai fost căsătorit? A avut fii sau fiice dintr-o căsătorie anterioară? Tradiția bisericii așa ne învață și tâlcuirea părinților. Da, asta ne spune. Asta se mai întâmplă, știți de ce? Pentru că soțul Maicii Domnului fiind Duhul Sfânt, asta se mai întâmplă minuni vindecări și pentru persoane cu boli grave. Fără îndoială că da. Uitați-vă la dumneavoastră, imediat mai avem un pic și ne vindecăm de bucurie prin plictiseală. Deci au existat și vindecări pentru persoane amputate, în sensul să le crească mâna, așa. Nu. În schimb, să vă spun, de ani de zile în Italia, la Roma, este un medic italian care oferă gratis picioare și mâini copiilor din România, care și-au pierdut picioarele și mâinilor. Este o minune și asta. În România le-am dat șuturi. Cum să privim practica yoga din poziția de creștin? Poziția de creștin e în genunchi, poziția yoga e lotus. Și cum scăpăm de suferința sufletească chiar dacă am iertat prietenul? Ierți, dar nu uiți. Grijă. Eu zic mai bine să uitați decât să iertați. Uitați, încercați să faceți un efort. Vă dați seama dacă merge preoții acasă cu tot ce iertăm la spovedanii, ce bani ți-am avea în cap. Ați vorbit cu noi și ne-a fi pururea vesele, așa. Care este diferența dintre bisericos și credincios? Bună întrebare. Bisericosul este cel care crede că el este ceva în biserică, cineva în biserică, că biserica nu există fără el. Credinciosul înțelege că nu poate fi credincios decât în biserică de dragul lui Hristos. Chiar vreau să vă rog, nu le mai spuneți copilor că îi duceți la biserică. Spuneți-i că îi așteaptă Hristos. Ne-am scutit de multe. Care sunt prioritățile omului, de ale societății? Păi, ia, întrebați. Vă rog, la ieșire, toată lumea scrie care vă sunt prioritățile. Da? Că ale societății oricum nu le văd. Tehnocratizarea societății. Ce ne puteți spune despre referendumul împotriva inițiativei deputatului Cernea de a modifica codul familiei? Păi acum să vă spun, el a pornit o inițiativă și noi am pornit altă inițiativă, deja s-a pornit la nivel național și sunt aproape foarte, foarte multe semnături strânse ca familia să fie fără alcătuită. Ca în textul Constituției se apare că familia este alcătuită din bărbat și femeie. Acum nu o să fie care pe care, dar va trebui să muncim mai mult, să fim mai atenți. Are legea de partea lui cum noi avem legea de partea noastră. Asta este. Nu, mă. Vă rog, încercați să-l priviți pe domnul Remus Cernea ca pe un exponent al unei anumite culturi. Nu-l faceți dușmanul meu și nu-l pomeniți la moarte, bine? Omul chiar trebuie ascultat. Eu aștept, are o inițiativă de plantare a unei păduri, undeva prin Dobrogea. Cred, mă voi duce să plantez cu el păduri. Nu o să pot face nimic pentru broaștele țestoase și delfini, da? Nici pentru soneria de la Parlament, care sunt cele mai mari inițiative de altfel. Dar tind să cred că omul acesta are un... Eu am datoria ca preot să spun că are un suflet bun. Mai rămâne să-l dovedească. Pentru că am fost încrâncenați pe lucruri mediocre. Total mediocre, da? Hai, vedem, mai muncim, mai ne mai rugăm, om muri noi, să sperăm că se nască alții. Părinte, cum se poate să existe gelozie în iubirea dintre... Bă, mare cum o fi, mă? Cum e posibil așa ceva? Mă simt tras de urechi.
în iubirea dintre un băiat și o femeie, un bărbat și o femeie, sau dintre un băiat și o fată. Dacă gelozia este o formă de egoism, iar iubirea este opusul egoismului, atunci dacă este gelozie într-o căsnicie, care era, păi oameni buni, unde e gelozie, nu e iubire, e patologie. A, gata, că sectorul cu psihopupu. Nu o să fim toți chiar așa etnici să spunem că dacă nu mă bate, nu mă iubește. Nu? Gelozia este o formă patologică a iubirii, care se ascunde în iubire, dar nu este iubire. Cum vedeți viitorul bisericii în următorii 10 ani în România? Splendid! Se va termina Catedrala Mântuirii Neamului. Gândiți-vă la înviere 15-20 de mii de oameni. Asta e spaima lor. Achtung. Asta e spaima. Bisericii noi, la Părintele Lucian în 10 ani, ce mai construiești Lucian acolo? Bagi un tun în avion, în biserică? Da, adică vreau să vă spun că noi mergem mai departe. Om vedea ce-o fi peste 10 ani. Biserica nu stă în ani. Biserica stă în Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Dacă toate pornesc de la sine, cum ne-am putea ierta propriile greșeli? Hristos ne iartă, ceilalți ne iartă. Noi cum ne putem ierta propriile greșeli? Meditând asupra lor. Să știți că aveți aici o universitate la Bacău, asta în care e între 2 și 6 ani, 2, 18 ani, 2, 16 ani, depinde cum te-ai purtat în civilie, în care m-au întrebat, părinte, dar de ce nu ne lasă să ieșim din pușcărie dacă preotul ne iartă în spovedanie? Pentru că sunt două feluri de iertări. Iertarea lui Dumnezeu și iertarea socială. Sunt două direcții separate, una e după cod penal și alta e după Sfânta Scriptură. Eu sunt convins că mulți de acolo au gustat mai bine, mult mai bine iertarea decât noi care suntem în libertate și facem pe deștepții. Și avem acum, ca să înțelegi cum e să te ierți, trebuie la un moment dat să simți neiertarea. Abia după aceea vei ști să ierți. Și vorbiți-ne despre paradoxul secolului 21. Sunt o grămadă. Dacă vă referiți la acela cu ieri religios sau nu, o să vedem împreună. De ce îi se spune lui Hristos stăpânul timpului? El dă sens timpului. Întruparea lui Hristos dă un alt sens timpului. De ce s-a votat ca religia să nu fie obligatorie? Nu s-a votat nimic, stați cu minți. Noi nu mai votăm de mult în România. Nu s-a votat să fie, nu fie obligatorie. Nu mai vorbiți tântălii. Citiți bine ce scriu cei implicați în proces, nu ce scriu toți ceilalți. Nu, religia este acolo în trunchiul comun, ceea ce înseamnă politica educațională a unei țări. Când obligăm să fie altcineva pe care vedem că nu e cel, stai că nu înțeleg de ce asta mă depășește, cum îmi vindec sufletul după un avort? Am renunțat la un copil cu un bărbat cu care ulterior m-am căsătorit. Mă macină gândul și sufletul mi-a încercat de multă suferință și mi-e foarte frică să facem un copil. Doamne, succes! Faceți copilul! Dați drumul, faceți copilul! Ce care e treaba? Gata, Dumnezeu să-l ierte pe ălalt că a avut o mamă proastă, dar mama următoare o să aibă o mamă deșteaptă. Fiți deșteaptă de data asta. Cereți lui Hristos să fiți deșteaptă. Și trageți-l de urechi și pe măgar, că a fost parte integrantă. Copiii nu se fac singuri niciodată. Vă rog eu frumos, doamnelor, nu vă mai asumați avortul singure. Mai trageți din când în când de urechi pe măgar, pe încurajatorii voștri la moarte. Doamnă, vă rog, eu mă pun în genunchi dacă e nevoie. Faceți fata și numiți-o Anastasia, ca să știți ce ziceți. Cum trebuie să reacționeze un elev la replica profesorului? Două puncte. Ce clasă de proști sunteți? M-am săturat să vin la clasa aceasta. Nu vorbiți, nu sunteți buni de nimic. Eu pot să vă povestesc din experiența mea. Când eram smerit în anul de facultate, părintele decan, care e părintele procuror, un tip fabulos de altfel, a venit foarte nervos în clasă și ne-a bodogănit. Ne-a zis el cumva, noi râdem și acum când ne întâlnim pe tema asta și ne întâlnim des. Eu eram diacon, m-a ridicat în picioare și am ieșit din clasă. Ce aș necula? Părinte, profesor, cine crede că este cum spuneți dumneavoastră, să rămână. Eu nu mă simt. Problema e că le-am povestit când predam italiană la Colegiul Gheorghe Lazar acolo la Sibiu, le-am povestit copiilor de clasa a 12-a povestea și după mine a intrat profesora de chimie.
întoarce obrazul precum Hristos și a îndreptat cu cărămida precum Sfântul Spiridon, care este atitudinea cu adevărat sănătoasă în frumoasele zile de astăzi? Să întoarceți obrazul, știți că l-a ridicat, că n-a dat cu cărămida, stați cu minți. Băi, nu încercați, da? Avem prea puține cărămizi în România. El a ridicat cărămida, a făcut dovada că este așa. Să știți că noi, în general, ortodoxia românească, în ultima vreme, trebuie să facă dovada nevinovăției între palme, așa. Ei ne pălmuiesc și noi zâmbim și le spunem că, în ciuda palmelor, nu-i la noi mingea, e la ei. Dar una e să te pălmuiască oamenii și alta să te pălmuiască Hristos. Știți, la fiecare palmă de la ei pupă Domnul, ca să treacă, vine Doamne, Doamne, se vă, hai la tăticul. Dar pe ei cine-i pupă? Cine-i tăticul lor? Că tăticul lor nu-i pupă, împunge. Da? Împunge. Nu? Care, știți că la Padre Pio, unul dintre marii sfinți ai catolicismului modern, s-a dus la un moment dat un psiholog de ăsta celebru, profesor de psihologie, și a zice: părinte, știu cum ți-au apărut semnele cuielor în palmă și te-ai gândit foarte mult în rugăciune, te-ai autosugestionat, așa, și ți-au apărut semnul stigmatelor în palmă, la care Padre Pio i-a spus: a, clar, ia autosugestionează-te să vezi de ție scoarnele. Zice, care este cel mai bun și eficient mod prin care le putem mulțumi părinților pentru toate sacrificiile făcute pentru a ne fi nouă, pentru a ne fi nouă cât mai bine? Mi se pare că orice aș face nu e suficient. Așa e, nu e suficient. Dar să știți că părinții nu așteaptă nimic de la noi. Ne așteaptă pe noi, nu ceva de la noi. Încă de mic copil am fost crescut în spiritul credinței ortodoxe. Astfel, din fragedia de amprucie, am decis să devin preot. Ajungând la o anume maturitate, trecut de vârsta majoratului, îmi dau seama că preoția este misiune foarte grea și m-aș reprofila spre alt domeniu. Însă acest lucru i-a dezamăgit pe mine. Ce să fac? Încercați totul să vă faceți preot. Aveți conștiință, e păcat să pierdeți. Faceți-vă preot. Mai avem și... Păi, uite, în sfârșit unul bun de popă. Se poate combina în vreun fel căsătoria și călugăria? Nu! Cam cum ar trebui să se comportă bărbatul în această situație? Bă, oameni buni, ieșiți din chestia cu pravila albă, noi ne lăm neveste să le iubim, nu să citim. Da? De citit citim la birou, acasă, la masă. Nu, fiți cu minți. Le jigniți pe maicile și-au luat în serios călugăria. Nu se împarte cu nimic. Călugăria nu se împarte decât cu un singur bărbat, Hristos. Hristos povește. Cât de înțelegători trebuie să fim cu partenerul de viață? Foarte înțelegători. Și nu cu partenerul, da? Trenească prostiile. Partenerul de viață. Ce e partener de viață? Ce, cum s-a stricat limba română într-atât de mult încât am ajuns în loc să fim cununați? Să fim parteneri de viață. Ca la primărie, constatând că formalitățile au fost îndeplinite, deci dacă e o formalitate, se deformalizează, nu? Nu suntem parteneri cu nimeni. Parteneri de viață sunt colegii de servicii, printre altele. Ați pomenit de femeia cu scurgere de sânge. Ne puteți spune despre intrat în biserică în avantul spus? Se pot mântui doi oameni care trăiesc în concubinaj? Dacă se pocăiesc? Da. Ce aveți, mă, oameni buni astăzi? Ce? Violența verbală și fizică poate fi iertată într-o familie? Până la un punct. Când ăsta rage tot timpul și noastră vă faceți urechea pâlnie? De aceea, atunci când mărturisești un necaz duhovnic, răspunsul este invariabil. Este rezultatul păcatelor. Dacă mă întorc la prima întrebare, s-ar putea să aibă dreptate omul. Doar păcatele ne fac necazuri. Cum sunt explicați anii lipsa lui Iisus din istorie, din spațiul Evangheliei? 18 ani. Extraordinar, Domnule Hristos, te lipsesc 18 ani din Evanghelie. Greșit. Hristos lipsește câteva mii de ani din Evanghelie până la întrupare. În Evanghelie nu ne lipsesc 18 ani, ne lipsesc mai puțin, în primul rând, că la 12 ani este deja sesizat că se află în Evanghelie. Și dacă scădem din 12 ani, cei un anișor, sunt numai 11 ani lipsă din Evanghelie, nu vă mai luați după toți proștii care inventează Evanghelii paralele. Citiți-o pe asta care aveți ca să nu veniți paralel cu Hristos, știți? Astea sunt burele. Tradiția ne spune unde a fost, ce a făcut. Bine, că mai poetizăm și noi pe aici, pe acolo. Dar Hristos nu se vrea vedete, n-a vrut să fie tot notat, tot. Am avut noi câțiva miniștri și președinți și tot tipul pe Facebook. Să ne arate, acum mă duc să fac. Acum ies de la... Hristos nu e așa. Hristos nu e așa.
Auzi întrebarea, ce se întâmplă cu animăluțele după ce mor? Așa, sper să nu ziceți așa soțului, da? După ce mor, animăluțele merg în raiul lor. Pentru că părintele Steinhardt spunea că nu-și poate închipui raiul fără pisici, pentru că în rai sunt mulți copii și bomboane. Care este cauza spirituală a malformațiilor congenitale la copii? Spiritual vorbind, cred că acolo este o rupere de informație duhovnicească, dar nu pot să vă explic de unde. Probabil că generația anterioară sau pentru smerenia unor oameni. Să știți că cele mai interesante familii pe care am văzut în viața mea, din nefericire, din punct de vedere al smereniei și al dragostei, sunt cele în care se întâmplă ceva dureros. Când te doare copilul, nu-ți poți permite să fii nimic altceva decât un părinte bun și atât. Sau să demisionezi cu totul și să o lași pe amărâta aia de mamă singură. Care este cea mai bună modalitate de a trece peste un eșec? Zâmbiți, fruntea sus, îndreptați spatele. Nu există eșecuri. Asta e un cuvânt inventat. Cum să creștem copiii cu atâtea ispite în jur? Cum v-au crescut și părinții, că erau și atunci ispite? Stați cu minte. E un cânt, o cântare la oaste. Cântărite vin ispite pregătite a lovi, fă-l mai tare pe cel care la ispite va slăbi. Întăriți-vă. Fruntea sus. Privirea spre biserică, spre Hristos. Cum ar putea o mamă cu 4 copii să-și găsească liniștea? E, asta e o temă de pastorală. Să vă spun. O mamă cu 4 copii își poate găsi liniștea dacă câteva doamne cu bun simț, care stau la biserică și fac 272 de miliarde, 423 de mii de acatiste, bat la ușă și spun, uite, stau eu o jumătate de oră, du-te și fă un duș. Cam așa. Ne putem ruga și de acasă sau este neapărat nevoie să mergem la biserică? Puteți să vă rugați ca tantea pe balcon. Cine tigri de parte de mă? Faceți-le pe amândouă. Acum să vă spun o treabă. La biserică ne luăm, de fapt, rugăciunea de acasă. Cum putem apropia, reuni durerea spirituală cu durerea fizică? Cu greutate și de obicei trebuie să fiți echilibrați. Nu le comparați că nu iese. Într-o durere de măsea și faptul că nu te-a salutat vecinul, diferența e majoră. Una se simte, alta e de la un nesimțit. Ce credeți despre otrăvirea cu argint viu? Nu mă bag la sectorul cu microunde. Cum mă pot vindeca de gelozie și neîncredere în partenerul de viață? Fiind mai lucidă sau mai lucidă, dacă că e ă, fiți mai atentă, încercați să nu-i oferiți posibilitatea. Eu cunosc oameni care sunt geloși, care bag așa mâna noaptea. Unde? Nu e în pat. Ăla săracul merge și el la vecio noaptea. Ce să facă? Nu poate face în pat. Dar nu e în pat. Unde a umblat? A fost la toate la toaletă. Știu unde ți-a fost capul. Păi la un curvar capul tot timpul plecat. Chiar dacă se uită la tine așa lung. Ești visul vieții mele. Da. Ăla de la miezul nopții cu draconiel. Da, este nemaipomenit. Adică... Cum ne alegem duhovnicul? Care sunt criteriile? Ar trebui să fie din mănăstire sau din lume? Ar trebui să fie, punct. Mergeți prima dată și pe aceea vedeți cum vi-l alegeți. Deci, cum trebuie să te comporți când te încearcă invidia? Bună întrebare. Este invidia un păcat? Depinde ce invidiați, că uneori nici măcar nu-i păcat, e o prostie. Știți? Că uneori invidia, mamă, ce mașină neagră mișto, uite, moare geamuri pe spate și eu stă culcat în sicriu în ea, mamă, ce... Mă bunește râsul și pe ce prostii vă zic. Dar vreau să înțelegeți bine că la Canieț filma suntem muți toți. I-am văzut oameni care invidiau cavoul celorlalți. Și am zis, bă, nărozilor, rugați-vă să rămână și al vostru gol încă o vreme. De ce încă de Dumnezeu ca un om din ce se apropie mai mult de El să fie încercat și ispitit de ce rău? Bă, oameni buni, dar e firesc când te apropii de Dumnezeu să dai de dracu. Cei care au făcut teologia știu. Deci facultatea de teologie este o supapă drăcească câteodată. Te călcauți pe Domnul și dai de dracu. Bine, dracu poate fi și în reverendă, câteodată și de note mici.
Dar e firesc pe calea spre Dumnezeu să spună piedică parocopitată. Ce să facă așa dacă îl are timp liber? Că dacă îl cauți pe Dumnezeu, se ține de tine. Cauți curve, stă încetat. Zice, e al meu, gata, ceau. Cum îndepărtăm deznădejdea? Cum să ne rugăm corect? Băi, oameni buni, rugăciunea corectă nu există. N-avem. Dacă dați de vreuna corectă, să-mi ziceți și mie. Nu vedeți că noi încă ne mai chinuim la Tatăl nostru să-L traducem? Pâinea noastră cea spre ființă sau pâinea noastră cea de toate zilele? Nici măcar asta n-am tradus-o. Nu, corect nu e nimic. Rugăciunea trebuie să fie din inimă, bucuroasă, limpede, călduroasă, înmiresmată, luminoasă, dătătoare de ton, izbăvitoare de ispite, întăritoare în credință, dezvăltătoare de nădejde și împlinitoare în dragoste. Ce e greu? Ce credeți că asociația asta Domnului poate avea un rol în vindecarea sufletească a creștinilor? Da, cu o mare condiție. Să fie. Să fie vindecătoare, să-și dorească asta. De ce se fac metanile? Sunt considerate o pedeapsă? Nu. Cine va da pedeapsă metanii, nu știe ce va da. Metanile, apropo de urcușul spre Dumnezeu, dai cu tine de pământ și ăla din pământ vine și dă cu tine de pământ. Eu am învățat să bat metanii simplu la vremea când mai bătea metanii și eram și eu duhovnicesc. Am îngreșat, surut, mă doar în picior, nu mai merg. Deci când încercam eu să mă rog, nu venea nici cu rugăciunea. Și o întrebam pe o maică apropiată așa să fletește, maică, cum să fac să mă rog și eu, că uite, nu-mi stă mintea la rugăciune. Apoi, că e simplu, fiată, te apuci și te rogi și vezi că nu merge. Te ridici, bați trei metanii. A, da? Da. Și după aia, te pui jos și nu merge. Bun, și te mai ridici și mai bați trei metanii. Bun, și? Păi după aia, te apuci și te rogi. Și dacă nu merge, păi te ridici și mai bați trei metanii. Dar din jocul ăsta măcar rămâneai cu metanile. Care este poziția Sfintei Biserici față de homosexualitate? Nu credeți că este necesar să deveniți conducători de oști, adică în fruntea credincioșilor, în toate județele și satele? Sperească Dumnezeu! Adică să stau eu în față și ei la spatele meu? Să mă înțelegeți foarte bine. Biserica nu vă admite, eu sper să nu ne ia Dumnezeu mințile, nu vă admite niciodată homosexualitatea ca normalitatea unui om, dar va sta trup și suflet lângă cei care sunt încercați. Până acum, cine Dumnezeu a avut grijă de oamenii ăștia? Că toate ONG-urile astea născute ca ciupercile după ploaie nu fac nimic real pentru ei. Tot la noi vin la spovedit, pentru că ei n-au nevoie de psiholog cognitiv și n-au nevoie de psihodramă să iasă. E nevoie să se simtă iertați. Eu am experiența cunoașterii psihologilor din orașul meu, de valoare, și știu cine merge la ei dintre aceștia și știu cine vine la mine dintre aceștia și vă dau scris cam de 4 ori mai mulți clienți decât ei. Dar nu merg înaintea lor. Până unde poți asculta de un duhovnic dacă acesta caută să te manipuleze, creind presiuni în familia noriașului? Doamne, când un popă manipulează, e un nemernic. Dar nu confundați dorința lui de a vă face bine cu lipsa dumneavoastră de dorință de a vedea adevărul. Dumnezeu este iubire. De ce ne este interzis să ne iubim cu totul? Cu ciorapi. Cu Adidas. Cu proteze. Știu! Dumnezeu este iubire, dar nu-i dracul curviei. Deci a iubi n-are nicio legătură cu ceea ce numim noi astăzi iubire. Una e să mănânci prăjitura și alta e să te uiți la ea în vitrină, nu? Aș vrea să vă întreb dacă în ziua de Sfântul Spiridon se spală și dacă se face treaba în general. În casă, nu în general, lăsați generalul. Câți general aveți în bagă? Aveți? Lăsați 4? Lăsați generalii în pace să face, că îi spală alții pe ei. Sigur că puteți, în minimum de viață, puteți să vă... Sfântul Spiridon nu cred că e chiar atât. E ciobanul nostru iubit. Înțelege când lucrați. Și el lucra pe vremuri. Cum poate un tânăr să se vindece de patima afirmării? Fain. Dacă se înconjoară de contexte în care crede că Dumnezeu i-a lăsat talanți, muzică, coordonator. Măi, omule, nu că asta nu-i patima, asta e un dar. Că vrei să te afirmi, na, ce să faci? Să-ți iei orga și să cânți în WC-ul de acasă, ce să faci?
trebuie să te manifesti undeva. Dacă ai darul ăsta, du-te și cere binecuvântarea unui duhovnic să nu folosești darul acesta împotriva vieții tale. Iar este o femeie. Păi, doamnelor, sper că am lămurit-o pe aia cu intratul și ieșitul din biserică. Tot mai mulți oameni aleg o alimentație vegetariană. Da, cu roșii azotate, da. Cauza multor boli fiind alimentația. De când încerc să mănânc vegetarian, mă simt mai bine. Bravo! Fizic și psihic, bravo! Ce puteți să ne spuneți despre asta? Mâncați, doamnă, mâncați! Grijă că nu tot ce zicem că e fruct, e fruct. Ați simțit că la un moment dat mâncați niște miere cu gust de cauciuc, niște roșii au un gust perfect de ciorap nespălat. Eu am mâncat niște pere parfumate, zicei că mănânci din Gucci. Parfum Gucci, da. Deci, ajutați-vă să vedeți lucrurile cu adevărat importante din alimentație. Sunt căsătorită de 5 ani, iar în acest timp nu am reușit să-l conving pe soțul meu să meargă la spovedanie. Doamne, așa de lipsită de convingere sunteți? După 5 ani? Doamne, eu cunosc un om care nu s-a spovedit nici măcar la comunia lui și 80 de ani soția lui i-a spus de fiecare Paște Crăciun, te rog, du-te și te spovedește. Nu s-a dus la spovedit. M-am dus eu. Nu greșiți nicăieri. Unii bărbați, pe măsură ce le zice să facă binele, se încrâncenează. Zici, nu, așa să te ofticnă. Luați-l, Doamnă, în brațe și iubiți-l, că și ăștia care nu se spovedesc că au nevoie de iubire. Terminați cu prostiile. Băiatul meu locuiește la o fată fără a fi căsătoriți. Ce noutate! Ce mai există logodnă? Sigur că mai există, dar nu o folosim. Știți cum? Copii, mai vin la mine. Părinte, știți, noi vrem să ne mutăm împreună, dar avem o rugăciune. Da, ești drace din dânsi. Logodna nu este o pastilă de concubinaj. Logodna este parte, de altfel e și pusă. Noi avem un ordin al sinodului care ne spune nu se mai slujește logodna separată de cununie. Știați, părinților, nu? Da, bine, perfect. Deci, logodna nu se mai slujește separat, că toți tinerii cred că le dăm binecuvântări să se joace de-a tata și de-a mama, știți? Și când ajung tata și mamă, părinte, cum să facem să scăpăm de el? Lasă-ne, hai să ne cudunăm și vedem noi după aia. Nu. Vă rog, spuneți-ne dacă să acceptăm vaccinul pentru copii. Eu nu pot să vă spun asta. Aveți cap, aveți creier, nu intrați numai pe Google, ascultați-vă medicul de familie, încercați să vă cultivați încrederea în el. E o relație între dumneavoastră, copil, medic, cultură, nu mă pot băga eu treaba asta. Eu le-am făcut amândurora copii, la unul regret, la unul nu regret. Sper, niciodată. Sunt lucruri în viață care trebuie să le facem. Are părintele Joachim pe acesta un răspuns care pe mine m-a pus pe gânduri. Ci în momentul când trăiești într-o societate și o accepti, o parte din ceea ce faci trebuie să accepte societatea în care trăiești. Nu vă convine la pădure? Le zice unor ruși care pun aceeași întrebare. Cum să facem diferența între ceea ce simțim cu inima și ceea ce simțim cu mintea în legătură cu o persoană? Mă doare capul să înțeleg. Sau vă înțeapă inima? N-avem cum să facem diferența. Adevărul e că în situație, e culme, nu? Că atunci când ar trebui să gândim mai mult, stăm pe inimă și când ar trebui să raționăm și când ar trebui să stăm pe inimă, gândim. Nu e ciudată viața? E ciudată. Încercați să vă duceți mintea în inimă. Și atunci o să vedem. Când mi-a zis mie, a venit, ieșea, băia bun, nu, spală-te pe ochi un pic. Ăla mirosează cât a intrat în catedrală. Catedrala nu e mare, așa, știți? Dacă era după ăștia, n-ar fi construit-o Franz Iosif niciodată. Vă dați seama că primul sponsor al Catedralei Metropolitane din Sibiu este Franz Iosif? Dovadă că statul totuși construia un stat civilizat. Ajută dezvoltarea cultelor sale. La nemți. La noi nu. O vreau să dezvoltăm niște autostrăzi. Suspendate, de n-o să le vedem. Și la un moment dat, ăla mirosea de când a intrat în catedrală și îți avea un daf așa de țuică de aia trezită rău dimineața cu un jet de vom așa. Și aici, e un băiat așa de bânios. Fată, zic, dumneata zic când te-ai trezit dimineața așa, ai băut o cafea, te-ai trezit bine? Părinte, te-ai așa un băiat distins. A venit distinsul. Când m-am uitat la unghiile lui negre, la transpirația de sub cămaș, am zis, bă, ce distins e ăsta, e distins rău. Acolo nici mintea, nici inima. Nici măcar ochii.
Greșesc dacă mă rog acasă și nu prea merg la biserică pentru a nu mai face mai multe păcate? Aole, asta e faină, tare! Auziți, să știți că noi facem păcate de când clipim prima dată. Dimineața, cum deschidem ochii, ce iară e dimineața. Deja e păcat. Vă rog să vă treziți, să-i umblați numai cu ochii închiși prin casă, dacă nu vreți să păcătuiți. Și atunci s-ar putea să păcătuiți, că dacă vă lobiți la un picioruș, nu cred că voiesc rugăciuni pe guriță. Hristos îi răspunde unei femei care cere vindecare, că a fost trimis să vindece pe cei din neamul lui David și că e păcat să ia pâinea fiilor să o dea câinilor. Abia după ce femeia se umilește, băi, oameni buni, femeia nu se umilește, femeia este inteligentă, femeia intră în dialog cu Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să ne vorbească, să ne... Da, șeful, sigur șeful. Băi, asta e atitudine de multinațională, nu de biserică. Veniți-vă în fire. Femeia nu se umilește la întâlnirea cu Hristos. Când în jocul acela cu, da, uite că pâinea, da, dar și să, nu cum e, dar și câinii mănâncă din pâinea care cade de la masă. Da, este foarte firesc. Adică ea intră în dialog cu Dumnezeu. Aveți senzația că noi în biserică trebuie să lingem pe Dumnezeu? Ați văzut vă icoana cu Dumnezeu cu spatele spre noi, să-L pupăm în spate? Nu tot timpul e cu fața spre noi și ne zice, vorbește în prostul. Nu mă pupa doar, vorbește-mi, zi ce vrei. Hai, ridică-te. Ia din fața mea lumina de care ai nevoie să mergi mai departe. Bă, am venit aici, umilit așa. De parcă nu știe Hristos că noi stăm așa, dar capul ne ești. Da. Uneori Iisus lucrează prin noi, ca să vindece, să plătește și trupește inimi și trupuri bolnave, însă noi ne pierdem din entuziasmul și dedicarea noastră. Cum putem recăpăta și reface forțele de care avem nevoie pentru a fi alături de cei care au nevoie de noi? Aduceți-vă aminte că un popă din Ardal vă iubește pentru ceea ce faceți. Și se roagă pentru dumneavoastră. Și dacă eu vă iubesc așa, care sunt departe, cât de tare vă iubesc preoții care sunt aproape. Să știți că mi-am petrecut din nefericire pentru mine mare parte din timp în spital, nefiind bolnav, pentru cei bolnavi. Eu știu că surâsul unui om care pleacă nu e de suportat cu forțele noastre. Când îl cere acolo pe ultima sută de metri, o secundă, domnule, ce-o fi vrând el să facă cu secunda aia, nu mai îmi știe. Mă duc, îl iau în brațe sau o iau în brațe și zic, uite, nu pot să-ți mai dau o secundă. Ce pot să-ți dau este veșnicia. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, te împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos. Vă rog frumos pe toți medicii, împărtășiți-vă mai des. Rugați-vă duhovnicul să nu participați neapărat la liturghie de fiecare dată când vă împărtășiți, dar să vă deschidă biserica în ziua când aveți operații grele sau vă așteaptă zile grele. Mi-e teamă că la câte zile grele vă așteaptă, trebuie să aveți împărtășania în birou. Eu am lăsat împărtășania la maternitate și aghiasmă să... Sunt femei, am antrenat câteva femei să boteze și să împărtășească copii. Iar în secția de oncologie am dus maștele Sfintei Ecaterina, le-am primit și le-am pus într-o firit acolo și lângă le-am pus împărtășania și le-am rugat pe femei, nu lăsați pe nimeni să plece fără sărutul lui Hristos pe buzele lor. Nu-i puteți împărtăși, dar noi știm, nu-i rugăciunea, iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate fără de legile tale. E suficient să iei și să zici asta. Omul nu poate pleca singur dincolo. Măcar pe ei să nu-i lăsăm singur, că pe cei vii îi lăsăm singur tot timpul. Aveți grijă de dumneavoastră și vedeți-vă de sănătate și dumneavoastră că vă mănâncă bolnavii din minister. Cum putem vindeca Beore de fariseism? Dăm cu ei de pământ, praf îi facem pe ăștia din Beore, praf! Îi spânzurăm pe toți. Eu abia aștept să mă alăpăr de fariseism, tot încerc și nu-mi iese. Da, ne-am vom mai chinui un pic. Dacă împărtășania este calea vindecării noastre, de ce este dat atât de greu să ajunge la medicamentul salvator? Nu știu, că eu nu-l dau greu. Eu am înțeles că medicamentul se dă deschis gurița și papi. Dar până să ajungi să deschizi gurița e greu, știți? Spovediți-vă, cereți împărtășania ca un dar, nu ca o vindecare și atât. Biserica Ortodoxă va implementa programe pentru copii în cadrul slujbelor religioase sau unor ore speciale ale copiilor, slujba copiilor. Dar noi avem slujba copiilor. Să vă spun. Personalement,
când fac botezul, iau toți copiii de la botez și ne băgăm mâna în apă toți? Unul ține cădelnița, altul ține uleiul când îl sfințesc. Cu fratele cel mare al celui botezat, dacă există, dacă nu cu verișorul cel mare, turnăm un de lemnul în cristelniță. Dar noi avem de lucru pentru copii. Noi cu maturii nu prea facem față, că maturii ne privesc de sus tot timpul. Aha. Nu, copiii au de lucru în biserică. De altfel, uitați-vă și la ei. Se plimbă, vin, ies. Am avut săptămână altfel anul trecut și un puște a venit cu minge la catedrală. Și zice, părinte, știți ce-mi doresc de când eram mic? Ce-ți dorești, băi? Să dau și un șut la minge aici. Doi, bă! Ăștia, mucați toți! Stați așa, am dat iconostasul deoparte, la noi catedrală, bă, da, ia, bă, dă un șut. Șutul lui a fost un mic, așa, că atât putea. Dacă asta a fost dorința lui. Da, maturii când vin, dau cu șutul tare. Știți? Vor să lovească mitra să cadă, veșmântul preotului să-l murdărească, icoanele să le scoată, că nu văd ei. Păi, oameni buni, biserica nu este un spațiu al modei, ci al opoziției la valul care trece. Predarea la școală simultană a mai multor teorii despre apariția omului, teoria lui Darwin. Deci când veți vedea un profesor predând teoria lui Darwin la școală, să ziceți și mie. Dacă credeți că aia cu trasul din maimuță de la Darwin, vă înșelați amarnic. El a spus cu totul și cu totul altceva. Cum credeți că s-au schimbat românii în ultimii ani? S-au apropiat sau s-au îndepărtat de credință? Nu pot să fac o mărturie generală. Eu cred că e ok. De ce credeți că e nevoie acum în societatea românească? Ce fel de modele ar trebui să le urmăm? Există un singur model, Hristos. Restul sunt așa, raze din modelul acesta. Și cine a scris Sfânta Scriptură? Testamentul Nou și Vechi. Domnul. Dar a scris-o omul. Omul, Domnul a inspirat-o și omul a scris-o și tot omul a și nărăvit-o și a tipărit-o. Și cu cât a tipărit-o, cu atât a interpretat-o mai tare. Dar eu cred că Dumnezeu scrie. Dacă a scris pe pietre pe Sinai, cred că poate scrie și o Scriptură. A început campania electorală. Vezi personalitatea, vezi personalitățile politice, nu știu ce e asta. Ce părere aveți despre ecumenism? Eu nu am părere despre ecumenism. Eu duc limita ecumenismului la relațiile particulare cu niște oameni excepționali pe care îi cunosc și care, în general, m-au pus să pun mâna pe carte ca să nu vorbesc prostii. Jumătate din cultura unui preot modern, ortodox, stă pe cercetarea altor preoți din altă eșechieră a lumii, care au muncit serios, foarte serios, și care au oferit o cultură lumii moderne absolut remarcabilă. Sigur că dacă nu ne trebuie cultură și vrem să trăim în continuare ca într-o incintă de culturi rezonabile, de ce nu mai există întâlnire comune între credincioși ortodoxi și cei catolici în cadrul bisericilor? De la întrebări anterioare ni se trag. Unul mă întreabă de ce e ecumenism și de ce nu e. Ăsta e semn că nu avem niciuna nici alta. Eu cred că e lipsa de comunicare și de comuniune între noi. Dar eu sunt convins că dacă aveți un vecin bun catolic, nu vă spargeți capul pe stradă. În Ardeal e și o formă foarte indiscretă de pe strada noastră, pe Mitropolie, avem așa o biserică luterană, catedrala, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Biserica Unitariană, Biserica Luterană, Biserica Catolică, Biserica Greco-Catolică și undeva în capăt sinagoga. Ar trebui să mergem pe strada să ne dăm în gură când intrăm și când ieșim de la biserică, să ne arătăm vrednici. Nu există alte forme de a-l pune pe celălalt la punct atunci când îți afectează credința. Se tot vorbește de al treilea război mondial. Da, la știri. Credeți că va fi război între creștini și musulmani? Dar tot timpul a fost război între creștini și musulmani. Doar că atunci când mureau creștinii nu se vorbeau. Trebuie să moară iluminații ca să se vorbească. Din punct de vedere estetic, gardul de la Biserica Sfântul Nicolae aduce un... A, ce? Asta nu știu. Nu pot răspunde la întrebări de estetica fizică. Este păcat să botez un copil catolic? Dacă vă lasă, nu știu dacă vă lasă părintele catolic. Încercați. Dar după ce vă spovediți să nu veniți la mine, da? Eu zic că nu aveți voie să botezați un copil catolic pentru că nu mărturisiți aceeași mărturie de credință cu Biserica Catolică. Doar dacă spuneți că purcede Fiul și de la Duhul Sfânt,
E problema dumneavoastră. Trebuie să vă botezați dumneavoastră înainte de a-l boteza pe copil. De ce la călugă nu se instalează rigiditatea? Nu știu. De ce la călugă nu se instalează rigiditatea cadaverică după ce mor? Au zis maicilor, fresh până la moarte. Trebuie cu postiuțele astea. Călugării sunt acești oameni ca noi, mireni ca noi, care și-au luat foarte în serios Evanghelia. Dumnezeu știe și ce treabă avem noi. Să vă ferească Dumnezeu să îngropați vreodată până fără rigiditate cadaverică și când coboară aia pe scări să plece înaintea ăla care coboară. Alo, mamă, am avut două cazuri și nu-i plăcut să te alerge mortă pe scări, mă dau scris. Terminați cu copilările astea. Călugării care mor, pentru că nu mor și pentru că toată viața lor și-au dedicat-o lui Hristos, Hristos le oferă altă șansă de a trece parfumul vieților prin pământ. Dar asta e altă mâncare. Ce părere aveți despre invazia musulmanilor în Europa Occidentală? Da, au intrat vreo 600.000 peste vreo 300 de milioane, adică... În schimb, știți că la o coadă poți filma așa, 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 așa și monta cum vrei după aia, ca să pară o invazie serioasă. Eram la Bruxelles când se amintea la o televiziune română ce se întâmplă în centrul orașului și eram în locul în care ei anunțau că este debandat, și eram acolo. Hotelul meu era lângă secția de poliție despre care ei vorbeau și nu era nimic. Mă uit pe geam, ce au ăștia? Unde e? Nu se vede nimic. Zic, nu fi asta secția, mă uit odată. Asta e. Păi asta stăteau și fumau polițai. Povesteau între ei, dar la noi era dezastru pe ecran. Sânge, cât mai mult sânge și circ. Cât mai mult circ. Câteva cuvinte despre cei care au pătimit în timpul regimului totalitar. Am spus-o despre ei, ar trebui să nu mai avem cuvinte, ar trebui să scriem pentru copiii care vin. Copiii noștri nu mai știu nimic de ce s-a întâmplat sau comunism. Acum li se propune Moș Gerilă în locul lui Moș Crăciun și ei cred că așa e bine. Nu? Acum li se propun exact valori comuniste drapate un pic democratic, pentru că marxismul cultural este fundamentul tuturor reformelor care li se propun. Același drac cu altă pălărie. Prima dată avea cozoroc, acum are o pălărie largă, mare, de Texas, așa, și o pipă în gură. Trebuie să fim foarte atenți pentru că noi, în raport cu cei care au plecat, nu ne plătim datoriile. Nu ne plătim datoriile. Abia am identificat pe toți care au murit. Când am intrat prima dată la CNSAS să văd niște dosare acolo, cine m-a fi pus, nu știu, acum știu cine m-a pus, dar am avut senzația unui cimitir care aleargă după noi. Oamenii au nevoie să fie restaurați în conștiința noastră. Fără asta nu putem merge mai departe. Doamne, ajută că am gătat. Acum n-am să vă mai citesc bilete, vă las, da? Vă prezint foarte pe scurt cărțile pe care le găsiți în spate, pentru că n-aș vrea să rămân dator editorului meu și așa sunt dator tot timpul. Prima carte este În drum spre Emaus. Sunt toate predicile de la Trinitas, Radio Trinitas, pe care le-am rostit. Sunt câte trei, pentru că mi s-au dat câte 4 minute de 3 ori. Am eu șansa asta de a trebui să vorbesc scurt, de amăle bărțele așa la răspunsuri. Apoi, Libertate și Mântuire este o conferință. Cine este Dumnezeu? Iisus Hristos, altă conferință. Sunt încercarea mea de a face cateheză și după ce noi mai fi. Vedem de ce mai publică. Apoi, Anatomia Sufletului. E o conferință ținută la Facultatea de Medicină, de unde și titlul. Ești tot răznaie din asta. Apoi, cum să ieșim din mediocritate. Două cărți la care țin foarte mult. Marcelino, o minune de băiețel. Este viața unui copil care moare în mănăstire și este luat de Mântuitorul Hristos. Apoi, Ogorul cu îngeri, o carte de povești. O carte de poezie în așteptarea zorilor de lună, de asta să nu luați, că e nebunia mea. Nu că alte ar fi mai normal. Apoi, Iubirea care ne urnește este o greșeală de tipare în afișul unei conferințe de la Brașov, că de fapt era Unirea care ne unește, îi au pus râu și a trebuit să-mi pun și eu râu, că nu mergea, dar să știți că a ieșit fain, pentru că o iubire care iubește, care ne unește cu adevărat, e cea care ne urnește unii către ceilalți. Apoi, Viața Sfântului Ierarh Nicolae, o lucrare care cuprinde în ea inclusiv cele două legende despre care v-am spus și câteva punctări din Viața Sfântului. O întrebare așa generală, pe cine incomodează ora de religie? Așa, întâmplător am scris-o, că n-am avut preocupări, știți, dar
A scris așa, numai că el nu era o nevoie foarte mare. Apoi, astăzi, surpriza a fost că a venit la București ediția a doua cărții Îndumnezeirea Maidanului, prima carte neculistă, așa, la structura ei. Apoi, pentru farmaciști, sigur, Farmacia de Cuvinte, sunt predicile pe care le-a rostit la radio Actualități, până nu s-au enervat politicienii noștri că vorbeam tot timpul împotriva lor și ca preot știți că n-ai voie să faci politică, n-ai voie să mănânci, n-ai voie să iei bani, n-ai voie să vinzi lumânări, n-ai voie să tragi clopotul, n-ai voie să slujești în locuri publice, n-ai voie să te uiți la televizor, n-ai voie să bei, n-ai voie să mergi, n-ai voie să stai și na, s-a întâmplat. Iar ultima, pentru că suntem în preajma lui, este această traducere din Sfântul Simeon Metafrastru, Sfântul Spiridon Taumaturgu, viața Sfântului Spiridon, care mie mi-este foarte, foarte dragă. Nici n-am curat să mă uit la ceas, l-am închis. Că n-are, ce rost are. Dacă v-ați plictisit, vă rog frumos să mă iertați. Vă rog să vă rugați pentru preoți, pentru arhierei, pentru patriarh. Biserica nu poate merge înainte decât prin ierarhia ei. Inclusiv noi preoții, când ne enervăm pe ierarhii noștri, suntem un pic proști. Că nu existăm în afara Harului care decurge prin ei în biserică. Vă rugăm să ne țineți aproape și când vedeți că suntem triști, aduceți-ne aminte de câte o noapte, de câte o seară ca asta, în care măcar am râs din când în când. Vă îmbrățișez, vă salut mâna pe Doamne. Mulțumim frumos pentru răspunsurile pe care ne le-ați dat și aș dori să mai mulțumesc încă o dată părintelui Nicula, Fundației Sfântul Spiridon, Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, Protopopiatul Bacău, Florăria Anca pentru minunatele flori cu care ne-a încântat și personalului Farmaciilor Sfântul Spiridon pentru sprijinul acordat pentru acest eveniment. Mulțumim frumos, sărbători fericite și un Crăciun binecuvântat cu bucurie și să ne reîntâlnim la anul, pe 12 decembrie, în aceeași formulă. Dar la același eveniment. O seară frumoasă, vă doresc sărbători fericite!